Bună dimineața, chat! Bună dimineața! Salutare, salutare! Bine ați venit la streamul mult așteptat, poate că da, poate că nu, cine știe. Bună ziua, dimineața. E dimineață încă, nu? Suntem înainte de 12, deci este dimineață. Salut, Claudiu, salut, George, salut, băieții. Salut, 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 bine ați venit! Bună seara, corect. Da. Bine, dimineața e când te trezești, nu? Teoretic. Ce mai contează că e noapte afară sau e zi sau e... Ezer, salutare, salut George, salut Eric, salut. Lowman, salut, salut. Salutare, bine ați venit. Salutare, salutare, încă un live puternic dezvoltat. Da, așa de dimineață. Începem înainte de ora noastră obișnuită. Cu jumătate de oră așa înainte. Să mai stăm și noi la vorbă, să mai vorbim și după aia dăm tare, tată, și vedem noi care-i treaba. Salut Cosmin, salut Robică, salut domnul Pârni, salut Ștefan, salut Cosmin, Diego, Speedy, Lowman, Beric, George, Bezer, Nicușor, Nicu, Fabian Bartez. Salut. Azi mi-au zis vocile încă o glumă proastă. Salut, se pică. Salut, Happy Boy. E ironic că se pică și Happy Boy sunt unul lângă altul în chat. Brechinos, salutare, bine ai venit. Salut, Cosmin. Salut, Ionuț. Salut, băieții. Bine ați venit la stream. Trebuie să punem și noi un story astăzi, nu? Astăzi este zi mare, chat. Începe marele save în România. Primul mare Road to Glory în România. Fac poză la titlu, la stream. Spune-ne un story acolo așa să vadă lumea. Ce stream? Că facem stream bazat. Cel mai bazat. Până una alta, voi ce faceți chat? Cum sunteți? Salut, Ratonu, bine ai venit. Ratonu salută Curcanu. Gol echipa în galb. A, da, bă, chat, bă. M-am pus și eu azi noapte să mă culc. Laura se băgase de la ora 10 să se culce. Eu m-am băgat la 2. Mă pun și eu în pat acolo, eram destul de somnoros, așa. Și eram aproape, eram în stadiul ăla în care eram atât de aproape să adorm. Și o aud pe Laura că zice din somn. Dar așa, destul de tare, adică, gol, echipa în galben. După aia s-a întors pe partea cealaltă și... Și a continuat somnul liniștită. Eu însă mai m-am chinuit vreo jumătate de oră să adorm după chestia asta. Nu știu ce a visat, nu știu care echipă în galben. Poate e fană Petrolul, mai știi? De ce îmi scrii pe Instagram? Nu mai îmi scrieți pe Instagram că nu vă răspund. Puteți să scrieți în chat dacă vreți. Sau poate ai ban? Poate ai ban în chat? Băiatul care îmi scrie acum pe Instagram. Se poate și asta. Așa, stați și să pun și un story. FCSM în galben. A, da? Eram, nici mai știu, am și uitat. Mi-am șters cariera din memorie. Îmi pare rău, a fost prea dezastruoasă. Pentru sufletelul meu. Așa, gata, pus story. Sper că am pus link-ul care trebuie de data asta. Nu am ban în chat, dar nu am canal de YouTube. Păi de ce pula mea nu-ți faci canal de YouTube atunci? Așa mi-a zis băiatul ăsta. E atât de greu să-ți faci un căcat de canal de YouTube, tată. Nu vrea să dea datele la YouTube, doamne, că ia YouTube-ul datele! Cât de greu e să-ți faci totuși un canal de YouTube? Uitați fără canal de YouTube. Dați, bă, subscribe, futu-vă în gură! Dați subscribe! Fentați subscribe-ul! Hei! Fentați... butonul meu de 100.000 de abonați. De ce să știe muile astea că sunt născut pe 12 octombrie? Poți să pui ce vrei tu.
Oricum niciunul nu-și pune data lui de naștere. Începutul schizofreniei. La ce? Despre ce vorbeam atunci când a zis se pică începutul schizofreniei? Se referă la el? Se referă la altcineva? Salut, Marvel! Nu la mine. Poate îmi zic și ei la mulți ani, nu doar mama. Câtă suferință în această propoziție. S-a zis cu ce echipă se face carieră? Nu! Nu s-a zis. Vă las în suspans. Vă mai las așa, vă mai fierb jumătate de oră. Să fierbeți aici. Mai mulța din colțul camerei m-a făcut schizofrenic. V-ați prins? Leul Gaming, salut, bine ai venit. Nu mai e mult, mai ai doar 88.400 de oameni până ajungi la acel prag. Da, mulțumesc Maxim că mi-ai adus aminte. Dar, o veste bună totuși, de când cu experimentele în fumă facem mult mai repede abonați. Așa că like acolo, să rumână. Am crescut destul de bine în abonații de când m-am apucat de Football Manager și de făcut experimente. E ok, e mai rapidă creșterea. Which is good, which is nice. Very, very, very nice. Bună seara, bună ziua, bună dimineața. Neața Ioan, bine ai venit. ACS Hușana Huș, ce dracu e aia? Nelu Paralelu, mersi frumos de subscribe, bine ai venit. Dați subscribe, dacă n-aveți subscribe, dați subscribe. Salut Cătălin 78, bine ai venit. Dacă ești primul din România și sunt multe persoane care sunt curioase de experimente. Acest e o chimist. O să fac experimente și... Da, la experimente chimice data viitoare. O să-l băgăm pe sepică în... într-o substanță. Să vedem ce se întâmplă. Păi n-ai ce substanță. Poate, nu știu, ulei de măsline. Să fie uleios. Păi da, el o să fie asistentul meu, de fapt. Ai observat Barça Celta Vigo? Am observat acel meci, da. Cine folosește această exprimare, domnule? Am văzut Barça cu Celta Vigo. Mi-a plăcut însă că după meci, Xavi a zis că asta e Barcelona pe care voiam să o văd. Așa îmi place. Și meanwhile, Pedri la interviu de după meci a zis că au jucat groaznic. Cum este mai normal Pedri decât Xavi? Întreb. Nu știu, ați văzut declarațiile astea în contradictoriu? Că ce aveți? Mamă, ce bine, am fost bun! În sfârșit am văzut Barcelona pe care voiam să o văd. Și Pedri zice, bă, am fost cam slabi. Putem să-l punem pe Pedri în locul lui Xavi antrenor. Da, cum zicea comentatorul. I-a dat și mare șut în cur. Cum era? I-a dat șut în cur să moară mama. Cum e? Stai așa. Stai, găsim. Asta era, nu parcă. I-a dat șut în cur să moară mama. Exact așa a fost. Încă o dată, că e prea bun asta. I-a dat șut în cur să moară mama. Doamne, bă, cât de vechi e video ăsta, bă. E re-upload, că nu e vechi de 8 ani. Cred că ăsta e primul viral românesc, chat. Se poate ca ăsta să fie primul video viral românesc? Șmet i-a dat. Salut, Jos. Ești de aici. Așa faci? Ești de aici, târfă. Vorbești cu mine prima dată. Ești târfă de aici. Vorbești cu mine că am aflat ceva despre tine, ai auzit? Ești acasă.
Mă, acum că mă uit cu ochii de astăzi, n-am mai văzut de foarte mult din video ăsta. Pare un pic regizat așa. Ieși, am zis. Ieși acasă. Prima dată vorbești? Ieși acasă. După ce ai făcut ce ai făcut? Ieși acasă. Nu da în mine. Marci acasă, te urmă, vă rog, ce ești. Bă, da, se acuză unul pe altul. Acasă. I-a dat șutul în cur să moară, mă. O să vezi ce rău o să-ți fac. Până stai fi că n-a putut. Doamnelor și domnilor, așa se sfârșește o căsnicie. Nini, ai grijă. Cine Nini și de ce să aibă grijă? Niciodată n-am înțeles. Oare oamenii din video ăsta mai sunt printre noi pe aici? Nu știu. Oare ce or face oamenii din acest video? Vreau să ne explice mai multe. Am nevoie de context pentru video ăsta. Sincer, chiar am nevoie de... de context. Unul face live-uri pe TikTok? Care dintre ei? Ăla de la final e Ferraru. Cine pula e Ferraru? Am auzit ceva, dar nu știu exact cine este. Și să mor tu că ăsta e popular pe TikTok acum. Dar mamă, m-am uitat acum și comentarii. Ferraru. Mamă, arată total diferit. Ai de pula mea. De la... de aici? Aici, cum s-a ajuns aici? Cum pula mea s-a ajuns aici? Este o transformare, într-adevăr. Oricine poate ajunge popular pe TikTok. Da, dar vezi tu, băiatul ăsta a ajuns popular și pe YouTube. Și în general. Replica Nini, ai grijă. A păstrat șapca. E aceeași. Păi cu aia a scris istorie, domne. Da. Bine, mă bucur oricum că nu stau pe TikTok. Adică m-am uitat așa pe Instagram-ul băiatului și, sau mă rog, domnului, că cred că e mai în vârstă ca mine. Și nu aș vrea să văd ce face, sincer. Domnule, păi sunt și eu civilizat, bă, tată, bă, ce ai? Ce? Da. Sunt educat, sunt un om educat. Respect oamenii mai în vârstă. Să rămână, domnule și iubitule, stimabilule, domn Rico, dacă sunteți aici. E Rico aici? Tu fac mișto de el? Da! Așa, că e, că e bătrân. V-ați prins, am făcut glumă, chat. Anyway. Și eu am fost popular pe TikTok în 2020. Cu ce ai fost, mă, popular pe TikTok? M-am răsturnat. O, lămâie, tămâie. Salut, domnule lămâie, ce faceți? Bine ați venit. Bună neața, Cox. Salutare. Se mai trimite un batch de notificări acum. Din Târgoviște ies doar oameni civilizați. Exact. Stai să vină meme review să vezi ce om civilizat este. Uite bine, foarte bine, domnule lămâie. Făceam clipuri cu Fortnite. Păi da, este o diferență. Zic eu, dacă era numai Fortnite. Că una e să fii tu popular, tu, gen lumea știindu-te pe tine ca fiind tu, și alta e să devii popular postând clipuri cu un joc or something, fără să te implice pe tine. Depinde cum ai făcut clipurile alea. Cum ești în această mirobolantă zi? Sunt... Este bine că sunt, mă gândesc, nu? Popular, popular sau popular ca Marian? Dar chiar mai postează Marian. Am și uitat că există Marian, mă, crezi că tocmai mi-ai readus aminte că există Marian. No fucking way că postează. A postat și Twitch România Rewind. Și a postat Twitch Clips 1. Putem, cred...
Câte... Și a șters clipurile vechi. A, Doamne. A câta oare când face chestia asta? Fiți voi atenți. Că n-a șters clipurile alea populare. Alea despre drama lui Creative Monkeys cu Fire. Pe alea nu le-a șters, că au strâns 100.000 de views, 60.000, 50.000. Bă, dacă îl vede cineva pe Marian, spuneți-i că îl fut în gură în continuare. Muie Marian, sunt Muie Marian până la capăt. Bă, băiatul care îmi scrie pe Instagram, în loc să-ți faci cont de YouTube, să știi că nu o să-ți răspund pe Instagram dacă nu-ți faci cont de YouTube. Care dramă cu Creative și Fire, găsesc ceva undeva, mamă, uite oamenii la dramă cu aia, ia uite oamenii la dramă, mă. Nu vă mai zi, mă, nimica. Numai la scandal, bă, numai la scandal sunteți acolo săriți. Unde? Vreau să văd scandalul. E vechi, oricum. Și irelevant. Mă, bă, vede, aude românul de scandal, gata, să văd și eu vreau să văd. Ce ar face românul fără scandal, bă? De-aia a prins și bass-house-ul așa mult. E în sânge, sadly. Eram doar curios. Păi, tocmai! Asta este și ideea. De ce vă sunteți atât de curioși la scandal? La dramă, la astea. Bine, acum nu că eu n-aș fi, da? Încerc să mă temperez măcar. Că suntem români, lol. Da, cred că este răspunsul corect, dar vezi tu, asta este o chestie comună omului, adică și în afară tot cam așa, adică nu este ceva, dar la român parcă e un pic așa, ridicăm un pic ștacheta. Asta e așa, e valabil în mod general. Fire cu cine n-a avut beef? Teoretic nu așa s-a făcut cunoscut, adică eu îl știu pe Fire de dinainte să fie foarte popular, de când a făcut clipul ăla despre Mikey Hash, că a zis cuvântul cu N. A zis Mikey Hash cuvântul cu N și Fire a zis, hei, nu este bine să zici cuvântul cu N. Și s-au luat de acolo și a durat, până în zilele noastre a durat acest... beef. Până când l-a făcut Fire pe Mikey Hash să se ducă cu barca în lume. Și tipa aia care a scos piesa despre bărbați, Erica, a spus N-word. Hopa! Oh, nu! Dar ce, vă surprinde? Vă surprinde că... Bă! Ok, hai să vorbim un pic despre piesa aia, în caz că nu știți Macarena de la Erica Isaac, da? Am ascultat piesa cap-coadă, mesajul e bun, mesajul este unul foarte bun, e un statement până la urmă, mesajul e bun pentru că sunt foarte mulți bărbați extraordinari de proști în țara asta și nu numai. Sunt foarte mulți mascul din ăștia care, nu știu, fac tot felul de căcaturi și sunt extrem de bădărani, proști, nu știu. Cui cam cont, Vere, răspunde, please. Vezi, mă, că se poate. Vezi? Da, mă, o să rămână pentru toată lumea cariera asta. Asta mă întreba băiatul. Da, mesajul e Big W, sincer. Chiar e ok, se vorbește. Chiar dacă... e făcută pentru shock value, chiar dacă e clar că asta s-a urmărit, a văzut că i-a prins cu tema asta feministă. Pula mea, înțeleg că poate e făcută și pentru atenție, poate să nu fie un scop atât de pur în spate, să nu fi venit dintr-o idee, dar la sfârșitul zilei este un mesaj bun care trebuie distribuit, chiar dacă intenția a fost una, dar n-avem de unde să știm chestia asta, doar presupun. Like acolo. Ce nu mi-a plăcut însă e că sună ca pula piesa aia. Sună efectiv ca pula. Melodic vorbind și muzical vorbind sună ca pula piesa aia. Nu mi-a plăcut deloc. Dar mesajul e bun. Mesajul e bun.
Măcar știi, e o piesă care, spre deosebire de, nu știu, al de Inisebi, măcar rămâi cu ceva după. La Inisebi sună ca pula și atât și nu rămâi cu nimic după. Măcar props to her for that. Da. Atâta. Am văzut că se atacă bărbații. Mă rog, băieții probabil. Că dacă ești bărbat cu mintea la cap, nu prea ai de ce să te ataci pentru un căcat de piesă. Să te enervezi atât de tare. Bine, și când a scos piesa aia cu tupeistă, am văzut cel mai cringe lucru pe care l-a făcut probabil un bărbat vreodată. Mă rog, bărbat. A făcut a făcut varianta masculină, domne, la piesa aia cu tupeistă. Cu aia mi-a venit să vomit. Era atât de forțat și atât de cringe. Ceva rău de tot. Doar ca să-i arate ei, că ia uite bă și noi. Cum era? Era ceva de genul, m-a făcut mama un tupeist, fă, cu unui place să mă pupe în pulă. Asta era una din... Ca să vă dați seama că totuși bărbații sunt ceva rău de tot atunci când e nevoie. Aplauze, da. A fost... Să vezi... Bine, acum... Eu nu știu de ce se supără, pentru că m-am uitat... Nu știu de ce se supără pe mesaj oamenii de sex masculin care se supără pe mesajul acestor piese, pentru că... Am mai intrat așa, m-am uitat pe TikTok, am dat pe profilele lor, i-am stocărit un pica. Și să zici, bărbați totuși, să te identifici ca bărbat, tu fiind mai pensat probabil decât gagică ta și mai pozând așa cu botic și de-astea. Eu nu știu cum pot să te... să zici despre tine că ești bărbat când ești mai feminin decât... Totuși, adică, trebuie să avem un pic de obraz. Și tot ei sunt aia care zic women, coffee și căcat de ăla. De... Pula, ce replici mai au copiii din ziua de azi? Eu cred că ei nu realizează. Eu consider că tinerii, mă rog, nu tinerii, puștanii din ziua de azi, nu prea... Nu știu, departe de masculinitatea, sincer. Adică nu mi se pare că... au vreo legătură cu ea, foarte mulți, mai ales ăștia care sunt așa Andrew Tate-like, știi? Ăștia care au, nu știu, poză cu Andrew Tate pe telefon. Mi se pare că-s departe tare de chestia asta. Deci chestia asta cu woman coffee e cel mai mare red flag pe care îl poți vedea la un bărbat. Bă, mai este folosită și în scop de amuzament uneori, dar foarte rar. Dar da, au acaparat-o cumva ăștia, care doar sunt misogini și atâta. Dar da. În principiu, că toți sunteți mai mulți aici băieți, probabil doar băieți în chat, în afară de Laura. Te iubesc. Deci, un sfat pentru voi. Fiți oameni. Așa, că tot vorbeam despre subiectul ăsta. Fiți oameni cu capul pe umeri și nu fiți niște misogini. Dar ți-am răspuns, the real deal. Dă-i înapoi dacă n-ai văzut. Ce să-ți fac? Asta este. Am răspuns odată. Sergiu Stavarache cu un abonament cadou pentru Andrei. Ia vezi, tat, să rămână mult. Mulțumesc, mulțumesc. Așa, este ceasul aproape 12. La 12 îi dăm bătaie chat. Dăm așa. Dăm. Da. Dar uite că tot vorbeam despre muzică. Vreau să fac o paranteză și să recomand albumul lui Ghosty Punk. Dar, ascultați doar albumul cap-coadă. Dacă ascultați pe sărite... probabil să nu vă placă. Dar dacă l-ascultați cap-coadă și vă plac albumele astea mega artsy așa și... să țineți cont că e făcut de el cap-coadă. Recomand din suflet, e foarte bun. Să-l ascultați cap-coadă fără întreruperi. Te-a plătit să spui asta? Nu, dar mi-a plăcut foarte mult. Da, nici nu cred că mă știi, adică poate mă știi așa din auzit or something, dar nu ne-am văzut niciodată.
am visat că am ajuns antrenor la Poli Iași, că m-am jucat FM. Corect. Bine-s. Cum ai spus că îl cheamă? Ghosty Punk. Ce părai de meciul de ieri? Am vorbit. Bap fulan ce avic, e delusional. Sper să plece mai repede decât ar trebui. Dar asta ar însemna să ne elimine Napoli, ceea ce nu mi-aș dori neapărat. Ne bate Napoli, așa zic. Am vorbit ieri cu Teo și tu ai zis că bine că a spicat cu Napoli și ai zis, nu știu ce să zic. Totuși, nu știu ce să zic. Bine că am picat cu Napoli. Bine, oricum, e mai bine poate că am picat cu Napoli decât cu altele. Asta da, dar în același timp Napoli și-a luat bătaie cu Genoa. Da, da, vezi tu, Barça și-a luat bătaie cu alte echipe și-a avut egal cu Granada, adică și abia a bătut pe Celta Vigo, care printre ultimele. Da, poate îi bate, mai știi, dar la sfârșitul zilei ne-a bătut Shakhtyor și Antwerp. Chiar e slabă Napoli, nu au cum să piardă. Bă, urmăresc echipa asta de la începutul sezonului, lăsați-mă în pace. Ne-am chinuit cu echipă de Liga a 4-a. În cupă. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Biserică, aia zic. Casă, rugăciune, oi. Oi. Păi și pe Napoli ai urmărit-o? Nu, dracu, că nu mă uit la Napoli, că nu-s nebun. Dar m-au zis că o duce rău. Sunt oribil. Dar ce, ți se pare că Barcelona joacă fotbal? Barcelona și când câștigă, câștigă cu noroc. La tenis te uiți? Nu. M-am uitat ieri până să înceapă meciul, că jucau în pula mea acolo. Era ceva, nu știu, era ceva meci la muieri și m-am uitat până a început meciul. Barcelona cel puțin joacă în UCL, iar United nici măcar în primăvară europeană nu a ajuns. Păi da, dar sunt șanse foarte mari ca dacă Barça joacă cu United să câștige United. Sunt șanse foarte mari. Dar cine pula mea a vorbit de United? Da, și pe lângă asta, cine pula mea? Cum a ajuns United în discuție? Mă rog. O să fie The Battle of Mid. Da, chiar o să fie The Battle of Mid, Barça cu Napoli. Ce legătură are United cu Barça? Nu știu, sunt oameni care aduc oricum în discuție. Adică stați un pic, că dacă mai continuă discuția, o să bage cineva și pe Ronaldo și pe Messi în discuție. Adică stați așa un pic, că astea sunt constantele. Mereu o să ajungă Ronaldo, Messi în discuție sau o echipă din asta mai populară. Chiar dacă vorbești despre cu totul altceva. Ce? Napoli e varză de tot. Nu are nicio idee tactică. La fel și Barça. Joacă în fiecare meci altă formație. Bă, Barça nu face asta, dar tot nu are nicio idee tactică. Ironic. De fapt, stai că era jucat cu Roche, titular. Și au jucat... La mine, a jucat tot... Da, tot cam același căcat au jucat. Mi-e greu să cred că trece de Barça totuși. Eu zic că Barça, dacă trece, trece la limită. Eu nu cred că... Sau mai știi, bă... Nu mai pun pronunț, vedem, mai avem câteva zile oricum. Facem React Live, ce? Da, să nu, o să-l bage. Bă, dar vedeți că Rafinha a jucat în stânga de când a revenit. L-a mai băgat pe final Xavi și n-a jucat rău. A fost ok. Nu de alta, dar nu prea ajunge des la minge în poziția aia. Acolo să joace, să-l izoleze acolo în stânga, să-l și zidească dacă e. Să facă un zid în jurul lui. În jurul lui Kunde, ce pula mea să faci în jurul lui Kunde? Că la Kunde, n-ai, de efectiv n-ai ce să faci. Da, dacă e zid, cumva se lovește de zidul lui și intră mingea în poartă. Noastră.
Dinamo vs. Oțelul e mega imprevizibil. Dacă bate Dinamo, șanse mari să se salveze. Se va salva oare Dinamo? Am văzut că sunt într-o situație mai bunicică. Au câștigat și un meci. N-ar fi frumos să rămână totuși Dinamo. Totuși e Dinamo. Și după aia că ajunge în Liga a doua, nu mai puteți să râdeți așa ușor de ei, că nu vă mai interesează de Liga a doua. Eu zic că chiar și cei care nu sunteți fan Dinamo, să țineți cu Dinamo să se salveze, ca să puteți să râdeți mai mult de ei. Că așa, dacă retrogradați, să râdeți de ei, atunci ați picat în B și gata, după aia uitați de ei că sunt în B. Dar după aia, dacă rămân în prima ligă, puteți să râdeți de ei tot sezonul. Sau poate Dinamo se va întări și o să vă dea cu terenul în cap și o să câștige campionatul. Și ziceam de Xavi că e delusional. De ce e sticla mea de Pepsi într-o parte? Bă, s-i chior? Chat, nu vi se pare într-o parte sticla asta? Nu vi se pare că e cam în câș? Mă, s-i chior? Nu e așa că e aici într-o parte? Bă, e într-o parte, futui mama de sticlă, uite, e așa. Așa, lăsat așa în jos. E curbat aici, uite, lăsat așa, capacul e lăsat un... Așa, vezi, hai mă că... Bă, am ochi buni. Nu e cu... Doar... Am pus bine dopul, este pus. Tempula mea, Mimriviu. N Monster, mersi foarte mult de subscribe. Bine ai venit. Bei des Pepsi? Încerc să nu, dar ăsta e febleța mea, că e cu ananas și cu mentă și îmi place mult. Când începe cariera, când o să dorească ea, ia întreabă, vrea să pornească. Carieră, vrei să pornești? Carieră. Completați voi. Eu nu vreau să zic prostii pe stream. A întârziat 3 minute. Am zis eu că pornim la 12, așa am zis? Așa am zis eu, chat. Bă, ce mai îmi place să vă mint. Ești dependent de cola? Nu mai bea, nu știu. Impuneți să nu mai bei. Hai o fucking, nu? Da, nu mai cumpăram. Cum fac să nu pierd meciuri în FM24? Înveți să joci mai bine. Nu. Ia-ți Manchester City. Da, începi un save cu Manchester City. O sticlă de 2 litri la cam 2 zile. Și se pare mult. Mi se pare foarte puțin chiar. E foarte puțin. A, e mult, Jos, e de-al meu. Jos mă înțelege. Salut, Rain, bine venit. Așa. Haideți să vedem ce avem aici. Ce? Unde pleci? Unde pleci, Mike? Ah, da, chiar cu fetele nu te mai vezi azi? La cât? Nu zici, nu? Mi-a arătat așa, mi-a arătat, ca să nu zică trei și să zic eu de pulă să mă iei. Urât, băi, urât. Urât. Imediat chat vă arăt cu cine facem carieră.
Am pornit eu de-aseară, am vrut să fie aici frumos. Ce-ți mai place să ne ții pe aia ce curcan? Eu sunt aici în carieră, dar nu vreau să vă zic. Vreți să vă zic cu cine avem carieră, chat? Vreți să știți cu cine avem save-ul cel nou? Vreți să știți atât de multe voi? Intrăm pe FM. Vreți să știți cu cine facem noi acest mare save din Liga a 3-a din România? Vreți să știți? Vă las să... Nu vreau să ghiciți, vreau să zic eu. Vreau să vă arăt cu cine avem. Liga a 3-a din România. În seria cu numărul 8 este Politehnica Timișoara. Ce frumos. La Timișoara, de unde a pornit revoluția. Ia uite, tat. Aici suntem cu echipa, cu capitanul Bocșan, cu vicecapitanul Carol Taub. Politehnica Timișoara în Liga 3 Seria 8. Adică în ligă cu Ineu, cu Avântul Periam. Periam ce? Care semiprofesioniști. Ce? Am atâtea întrebări. Am atâtea întrebări despre dânsul. Sper că este ok. Sper că doar poza e nefericită. Sper că e bine, sper că e sănătos. Cu cine mai avem? Bihor Oradea. Cu Oradea. Cu Bihorul. Crișul. Chișineu Criș. Ce pula mea. Mă, cine denumește echipele din România, mă? Crișul Chișineu Criș. De ce? Dacă e Crișul... Atât nu mai pot. Avem CS Socodor. Lunca Teuz. Da, ce. Peciu nou. Asta e Peciu nou, chat, de la Football Manager. V-ați prins? Pare rău. Phoenix Buziaș. Noi, Politehnica Timișoara. Și Progresul Pecica. Și Ripensia Timișoara. Și Șoimi Lipova. Care o să fie doar pe live-uri? Da. Facem toate carierele aici. Te bate Ripensia de te-ndoaie. Ripensia să mă bată pe mine. Îi leg în lanțuri. Îi leg în lanțuri. Nici măcar n-au capitan, tu vezi? N-au capitan, n-au vicecapitan. Vai de ei. Da, aceasta este liga din care noi trebuie să terminăm pe locul 1. Locul 2 duce direct. Hai să vedem. Să vedem regulamentul. Rules. Rules, rules. Ah, mergem... Promotion play-off, a? Nu știm dacă promovăm, nu? Deci nu putem promova direct. E doar play-off de promovare. Și primim 300.000 dacă terminăm pe locul 1. 300.000 la finanțele noastre de... Oh, deja suntem bine cu banii. Nu se promovează direct, am înțeles. Deci trebuie să mergem printr-un play-off. Foarte frumos. Ăsta e bugetul echipei. La transfer mă gândesc că suntem pe zero total. Nu-i așa? Da, avem, putem să ne luăm un jucător gratis, probabil, că avem buget, un pic acolo de buget, să aducem niște jucători. Vezi că e Pantilimon portarul în staff? Îl avem pe Pantilimon portarul în staff? Ia să vedem și noi stafful aici. Uite, mai avem locuri, dar văd că stăm bine. Nu vreau friendly, nu vreau conferințe de presă, bag pula în ele. Staff, lasă. Să se ocupe Pantilimon. Coaching team-ul, overview, stai mă, unde dracu vedeam, mă, all, așa. Președinte Viorel Șerban, directorul este Costel Pantilimon, mă, ia uite-l pe Pantilimon. Directorul football este Eduard Berescu, asta nu există, cred. Technical director Petrișor Pădurariu, nici asta nu există. Antonio Foale este asistentul meu, pare alcoolist. Pare un pic cam, că are probleme un pic cu alcoolul. Și nu prea îmi place așa. Da, pentru Liga 3-a cred că este ok.
Picu, nu știu cine să ăștia, dat cu Franz. Un chief doctor avem, un arab. Drian Rus, Marius, Cinescu, Mungău. Iosif Rotariu, de asta am auzit. Cred. Nu știu dacă este acela. Ba, acela este. Cred. Da. Cam ăștia ar fi. Asta și ce lot avem, chat. Ce lot avem noi aici la Timișu, bă, atât? Atât avem? Atâția jucători numai? Avem doi portari, pe Robert Mikloș și pe Rareș Murariu. Amândoi par buni. Amândoi sunt tineri. Amândoi sunt homegrown. Ceea ce e bine. Dar ăsta ce ar fi titularul? Hai să-i comparăm. Cu Mikloș. Care este mai bun? Este mai bun Murariu. La shot stopping e mai bun Mikloș. La aerial, centric communication, mental... Sunt cam echilibrați, două. Ok, avem portar, avem un fundaj dreapta, doi fundaj dreapta, Andrei Haloș, 21 de ani. Pare interesant. Mai avem un împrumutat. Împrumutat la Universitatea de Vest din Timișoara. Nici măcar nu e al nostru. A, da, ăsta are 1.70 Mikloș ăsta. Cam rău. Murariu are 1.95, bazat Murariu va fi. Jupur Matei, membru de 6 luni, să rămână mult. Ce mai avem pe aici? Au... Aurel Vlaicu, mă? Cu ai nu te cred. Gata, ăsta e preferatul meu. Aurel Vlaicu, fundașul central, de 16 ani. 1,90 m. Ăsta zboară, tată, zbârnăie. Dar uitați-vă că stă binișor. Bine, la mental, la 16 ani, cam greu, dar totuși. Astea cresc cu timpul. Bravo, tată. Aurel Vlaicu, superb. Carol Taub, care e vicecapitanul, 30 de ani, este experimentat. Ăsta o să fie bunicel acolo. Pare ok. Ce mai avem? Denis Radu, care este împrumutat la Petrol... De ce este băiatul ăsta împrumutat la Petrolul? Nu pot să-l chem înapoi? Nu! Superb! Ce mă distrez! Avem și noi un jucător bun și e împrumutat la Petrolul. Magic Baguette, membru de 5 luni. Hai să prindă cineva azi nu alertă. Păi da, dar la astea nu intră alertă. Intră doar la... Atunci când se dă membership, nu la mesajele astea. Robert Curescu. Na, salut Sabin. Îl avem pe domnul Robert Curescu. Care pare echilibrat așa el. Iosif Rotariu, altul. Este mijlocaș central sau închizător? Nu, niciun caz închizător cu 6 marking. Am 4 stamina. Aoleu. Fisu? E fisul lui Tasu, mă! Daniel Olariu, mijlocaș central. Sau atacant. Acum doriți. Bine, vă dați seama că mijlocaș central. 3 dribling totuși, 18 ani. Potențialul e acolo, dar pentru Liga 3-a. Victor Prună. Ia uite-l. Mamă, Victor Prună joacă tot. Joacă tot ce vreți voi, dar în principal mijlocaș ofensiv. Victor Prună. Să zicem. David Ciurel, care este winger pe stânga. Are viteză, dar cam atât. 4 strength, la 1,81 m. Cum la 1,81 m ai doar 4 strength, mă, tată, mă? Ce treacu, mă? Ce mănânci, mă? George Tudoran, right winger, care are 1,80 m și ăsta e mai puternic. Ăsta e pe forță. Ăsta ar putea fi și atacant bun. Un retrain acolo n-ar strica. Dar e cam lentuț așa, nu știu. Nu, de winger nu este. Shadow Striker poate, da, într-adevăr, dar nu știu cât o să jucăm noi cu Shadow Striker aici. Andrei Mura. Andrei Mura, rapid, fitness bun, 3 strength. Super, bă, ce-mi place mie strength-ul din România, bă. Toți sunt Tavi Popescu aici. David Popa, care este vârf. Are și passing bun, poate juca și aici în spate. Pare ok. Cât de cât.
E tehnic, are passing of the ball, e ok. Work rate bun. Composure, concentration, nu e rău. Și Patrick Pașcalău, de 17 ani. 14 finishing. Îl facem mare pe ăsta chat? Să-l facem pe ăsta mare jucător? Heading bun, la 1,78 m, dar n-are jumping reach, deci nu ne ajută foarte tare. Tehnic, ok, pare interesant. Pare interesant, domnul. Apoi, avem și câțiva jucători la under. Avem și under 19 și under 18. Bă, dar suntem bine rău de tot aici. Merge parteneria cu Faru? Nu! Nu vreau să colaborez cu viitorii dușmani. Sorin Careb. Ia uite-l pe Sorin Careb. Este left winger. E determinat măcar ăsta. Careba. Careba. Pare interesant băiatul ăsta, pare să aibă potențial așa, pare decent, left winger, destul de cinstit, dar dă doar cu stângul, deci și n-are nici crossing atât de mare. De ce nu? Na. E accidentat ăsta? A, da, aoleo, 10 luni! A avut și carieră dacă e băiatul ăsta. Este accidentat la ligamentele încrucișate. 10 luni pe tușă. Foarte frumos Careba. Futu-mă, Doamne, în gură. Cosmin... Băi, am uitat de muzică, chat. Scuzați-mă. Mi scuzați. Cosmin... Uminic. Fundaș central, 1,85 m. Cam lent, dar așa nu pare cel mai rău. E și mai agresiv, are concentrare bună. Composure, na, pentru 19 ani totuși nu este atât de rău. Poziționare, marking, heading, adică nu este cel mai rău. Și David Roșu, tot fundaș central. Ăsta e mai rău, într-adevăr. A, bine, Liga 3, na. La Under 18 n-avem pe nimeni, la Under 19 avem, mamă. Stai că mai avem unul de 16 ani. 18 determinare. Fitness, mijlocaș central ăsta. Passing-ul ăla cam slăbuță, dar are long shot bun. 14 long shot. Sebastian Avrămescu. Da, pare bunicel băiatul ăsta, o să-l promovăm la prima echipă, că o să avem nevoie de el. Dar are 14 long shot al meu, e nebun. Fiți atenți și o să dea băiatul ăsta. Careba ăsta e rupt, Ciurel. Are viteză și cam atât. Gologan, am citit Gundogan. Vezi că nici ăsta n-arată rău. A, de împrumutat la altă echipă. Mic Roșu, Urdeș. Cam ăștia ar fi. Sunt câțiva pe aici cu Gogan. Da, nu știu ce formație aș putea să joc. Avem winger mulți, deci probabil o să mergem spre ceva gen 4... 2-3-1, cred că e, da. Bine, 4-2-3-1, cred că ar merge. Hai să ne facem stilul nostru de a juca. Da, 4-2-3-1, clasic românesc. Ce să facem altceva? 4-4-2, nu. 4-2-3-1, cred că este răspunsul la această întrebare. Joacă 4-3-3 de pulă să mă iei. Da, cred că o să mergem. Bine, avem, nu prea avem închizători, putem, cu mijlocaș este riscant, nu avem închizători, dar nici mijlocaș bun nu avem. Avem doar pe Iosif Rotariu, care poate juca ambele. Marking 6 totuși e cam rău. 5-3-2 e clasic românesc mai nou. Joacă cu închizători, da, dar vezi tu că nu prea avem închizători buni. Rotariu ăsta e slab. Și atâta, e singurul, efectiv e singurul. Hai să căutăm un închizător care să nu coste o avere. Dacă se poate. Dacă nu se poate... un ball winning, să jucăm clasic. Un loan, ceva. Bine, și putem să luăm și împrumut. Mario Geantă, da! De la Tunari. Mario Geantă, nu știu dacă se iau de la Tunari totuși. Un turc. Dar bine, ne-ar ajuta probabil dacă am luat... E regulă, nu? Stați un pic că vreau să verific ceva. Fără. Vreau să văd...
rules, așa. Câți jucători under trebuie să am? 5 substitutes. There must be no more than two non-EU players in the starting. Deci maxim 2 străini care sunt non-EU. Ok, mi-am zis list. 3 jucători under 21, mamă. The men's squad must have at least 13 players trained by a club in Romania. Deci, în squad trebuie să avem 13 jucători care sunt antrenați de aici. Trebuie să ne bazăm pe români, în primul rând. Maxim un străin, zic eu, că putem să luăm. Da, am cam trebuie vreo 6 jucători under 21 în lot. Avem câțiva momentan, avem câțiva. Nu stăm deloc rău la capitolul ăsta. Murariu ăsta are 24, ăsta nu se încadrează. Haloș, câți ani aveai? 21. 21 se pune ca under 21? Nici nu știu. Bună întrebare. Hai să mai căutăm pe aici. Loan sau free, eventual. Uite că sunt și jucători. Soma Casiadi. Îl știe cineva pe Soma? Soma e... Nu. Pare rău, de la Cixere, dar e bun ăsta de ceva oare? Pare interesant așa la prima vedere. Între 8 și 13, adică passing, dar mă interesează marking-ul ăla, dar nu ne arată momentan. Cam cât cere ăsta? Da, mă descurc. Important vrea să fie, deci o să fie bine. Irile decent și bun pentru Liga 3, ok. Putem merge așa blind. Ne ia cam toți banii, după aia putem doar să mai împrumutăm. 180.000 clauză de reziliere, fără sell-on fee. Fără promotion bonus. Îl țin, încerc să-l țin sub 1000 salariu. Să văd dacă merge. 1000 fix atunci, la jumate ne întâlnim. Bravo, așa tata. 1000 salariu. Bun. Și e și 21 de ani acolo, deci... Ar putea. De ce nu? Dar ne trebuie neapărat un închizător și ăsta pare ok așa la prima vedere. Ia, ce obiectiv avem? Să câștigăm liga! Ai, din puna mea, trebuie să câștig liga, mă! Ok? Bine, boss! Da, o să-mi crezi tactica imediat, domnule, lasă-mă în pace. Așa, deci o să vină băiatul ăla aici. O să mai împrumutăm pe cineva acolo, mai mult ca sigur. Trebuie să o jucăm destul de simplist, zic eu, adică nu trebuie să ne complicăm. În atac, pașcalău ăsta, are finishing-ul ăla, dar 8 composure. Bine, nu, adică în Liga 3 ce vreau mai mult, dar are și 17 ani. Patrick Pașcalău, ăsta se încadrează și la Under 21. Apoi în spate avem opțiuni destul de multe. Mă rog, Prună și Popa. Popa. Popa putem să-l folosim și atacant. Victor Prună. Aici pe partea asta avem pe David Ciurel. N-avem un lot foarte wow, aparent. Și aici pe Mura sau pe George Tudoran. Mura, că era mai iute. Aici o să vină băiatul ăsta. În apărare. Putem aici eventual pe suport. Și aici pe fullback, pe defend. Taub, care e experimentat. Bocșan. Și Aurel Vlaicu. Cu ai să-l ai pe Aurel Vlaicu totuși, cât de tare asta. Și aici goalkeeper pe defend. Lotul e subțire. Este subțire, dar nu este nici cel mai rău. Na, Liga 3-a ce vrei. Oricum mai avem și pe la Under în caz de ceva. Și mai vine un închizător. O să jucăm cu pase scurte, un tempo mai ridicat. Play for set. Da, nu cred că play for set pieces. Este neapărat... Păi și ai 3 under 21 titulari. Da, mă, dar vine și ăla. Vedem acum, stai așa un pic. Doar i-am pus și eu așa să am...
Sunt, da, sunt 3 under 21. Aurel Vlaicu, Ciurel și Pașcalău. Sunt aici. 3 under 21. Aici contraatacăm. Nu încercăm să jucăm mare fotbal, că n-are rost. Vom da sus. Vom juca standard. Dar mai ofensiv așa. Trigger press, more often. Facem pressing cât de cât. Get stuck in, evident, băgăm la rupere. Adică nu știu, nu trebuie să jucăm ceva super complicat. Chiar nu trebuie să jucăm. Bine, putem să distribuim la flancuri, de fapt, aici mai bine mingea. Adică... fiți disciplinați, e cam... e cam singurul lucru pe care poți să le... și eventual să jucăm mai wide. Mai... deschis, așa. Dar în rest nu vreau să-i complic, momentan cel puțin. Dacă mai e nevoie de ceva, putem să... să mai modificăm după. Ăsta e winger pe atac. Okay. Și mura asta nu prea este, nu știu. Un inside forward mai bine, să avem așa mai mult, mai multă prezență aici. Cred că e ok. Momentan aici va sta... bine, n-avem pe cine să punem aici. N-avem mă și noi unul. Un închizător tânăr. Center. Nu, numai fundaș central avem. Și winger și atacanți. Ăsta e împrumut la Phoenix Buziaș. Hai, mijlocaș central. Că chiar n-avem nici măcar unul defensiv, un închizător. Unul n-avem la Academie. Unul! Ferească Dumnezeu. Asta nu mă interesează. A, să facem astea. Hybrid. Near post. Balanced. Central, I guess. Balanced. Trebuie să fac asta aici la set pieces. Bun. Da, mă, descurcă-te tu, domnul. Doamne, bă, ce față de bețivar ăsta să-mi bag pula. Asistentul meu, să moră, zici că l-am scăpat în cramă. Zici că l-a botezat popa în bere nefiltrată, să mor eu de nu. Da, cu ăștia nu știu exact dacă să-i promovez sau nu, nu prea are rost. Că l-am promovat pe Avrămescu ăsta, dar vedeți voi, bine, am putea să-l folosim pe aici. Are long shot-ul ăla turbat, 14 long shot, cred că ne-ar putea ajuta foarte mult long shot-ul lui Avrămescu. Sincer acum, chiar cred că ne-ar ajuta mult. Fiți atenți că o să fim dur cu ei chat, să vină duritatea, da? Luați roșu direct, o săptămână salariu luat, luați pe al treilea, 2 săptămâni. Simplu. Plecați de la antrenamente? Nu veniți la antrenamente? A patra oară, demote. Nu, gone AWOL. AWOL, adică nu vine deloc. Aici, la antrenamente, la fel, demote. Nu există. Fim stricți. N-aveți voie să faceți prostii. Așa. Cu cine avem amicale? Nici nu m-am uitat. Periam... Buziaș, Ghiroda, Mioveni, Reșița. Și astea sunt, nu? Astea sunt meciurile amicale, astea sunt. După aia începem, mamă, primul meci cu Avântul Periam. Care sunt semiprofesioniști, cu Răzvan Leucă, la cârmă. Uite ce mustăcioară are băiatul ăsta. Uite că mai îmi recomandă jucători. Cioinac, care este tot închizător. Care a jucat la Flacăra Horezu, Viitorul Dăiești, Reșița. A, ăsta a mai jucat la Timișoara. Sezonul 20-21. Mamă, ăsta s-a plimbat la toate echipele. Mamă, la câte echipe a jucat omul ăsta. Voi nu vedeți. De fapt, stai că vedeți aici. Uitați-vă și la câte echipe a jucat. Uitați-vă numai la câte echipe a jucat băiatul ăsta. Doamne, Dumnezeule. Dar numai gratis. Dar oricum, trebuie să împrumutăm dacă mai vrem ceva. A jucat la Câmpina. A fost la tine acolo la Câmpina să picăm.
Hai să încercăm să luăm un fundaș central român. Nu e niciun român aici. Superb. Da, bine, putem căuta eventual scout, pac, pac. Dar numai Liga 3 avem. Nu avem buget să scoutăm mai mult de atâta, sadly. Deci trebuie să căutăm pe aici, să ne recomande ăsta. Ne mai trebuie ceva. Mario Geantă. Cred că o să luăm pe Mario Geantă oricum, adică n-avem ce să facem. Loan. Nu plătesc nimic, atat. Așa. Dar nu o să-l joc defensive midfielder, îl joc ce vreau eu, nu ce vreți voi. Trebuie să-i plătesc salariu. Nu. Dă-vă-n pulă și pulă atunci. Ce mă enervează. Stai mă așa că eu nu am uitat de poziția asta. Jucăm pe suport. Și aici ball winning. Pe defend. Așa vom juca aici. Cred că este cel mai ok. Mai bine așa că o să urce și ăsta. Ok, hai să vedem. De la Faro Under 19 nu vreau să joc așa. Trebuie să ne uităm după niște jucători. Left back n-avem de rezervă. Poate găsim un român. Răzvan Călugăr, 17 ani. De la Ucluj. Perfect. Împrumut, nu wingback, bă, dar ăștia vor să-l joc. Și-mi cer bani, bă, dar nu pot să-l joc wingback, că am și o tactică pe care vreau să o respect. De jucat, joacă, dar ce pot și eu să joc cu el aici? Clear! Șampon antimătreaț. Playmaker loan. Răzvan Murgu, da, tat. Hai, mă, Murgule, mă. A, uite, deep line playmaker, perfect. Hai, Murgule, vină încoace. E și, are și 17 ani, ceea ce e foarte bine. Mai ne aducem un închizător. Aici avem la winger, stăm bine. La atacant poate găsim unul interesant, dar avem și atacant, stăm bine. La fundaj nu stăm bine, aici e o problemă. Dar nu ne recomandă români. Poate ăsta e român, e bulgar. Bine, am putea să luăm și unul străin, dacă n-avem ce face, asta este. Agresiv ăsta, decizii bune. Între 8 și 3 marking, dar are 1.82, parcă aș vrea ceva mai înalt. Da, bine, au și vârstă. Da. Mai uităm, mai vedem. Pe Călugări nu pot să le iau, domne, că nu mi-l dau ăștia. Gloabele dracu. Da, o să vină Răzvan Murgu. Salut, băieții! Ce faceți? Sunteți bine? Nu vă mai zic nimica. Bine, v-am salutat și aia la antrenamente, duceți-vă dracu. Să vedem aici. Ocupați-vă voi, băieții mei, că nu stăm aici să ne batem capul. Ce voiam să fac eu însă... la training, la coaches, aici, la antrenori. Da, sunt bine puși, nu? Suntem ok. Asistentul, 2 stele, 2 stele, 3 stele. Pare cât de cât ok. La set pieces. Asta e set piece coach. Putea să mă bag și eu aici, că nu scade din altă parte. Și am stele multe, mi-am dat maxim la set pieces. Bun, hai înainte. Aurel Vlaicu, s-a rupt Aurel Vlaicu chat. Cu aia să vezi ce rupe Aurel Vlaicu. Deja e cotat între 100.000 și 250.000. Cât de zeu este Aurel Vlaicu, bă, băieți. Bă, ce zeu. Salut, Mihaine, bine ai venit.
Na, are și unul 90, dita mai ăla. La capitolul lot suferim un pic, dar dacă vin ăștia doi, ar fi bine. Murgu poate juca și fundaș central și închizător, deci e defensiv. E foarte bine. Și Casiad ăsta pare interesant. Salariul de 1000 de euro, nu e rău. Îl încarc pe adversarilor. N-am înțeles. Robert Curescu. Ce asta? Ofertă pentru Robert Curescu. Cum să plece Curescu? Nu pleacă nicăieri domnul Curescu. Domnul Curescu va rămâne la echipă și va juca și ne va promova. Vine, mă, Răzvan Murgu. Primul transfer! Mă rog, primul împrumut este Răzvan Murgu. Venit tocmai de la Viitorul Târgu Jiu. N-are heading, neapărat. Jumping reach-ul e mic. Dar dacă îl jucăm aici, este ok. Oricum, voia să-l joace Deep Lying Playmaker, deci... Acolo trebuie să-l jucăm, că altfel o să-l cheme înapoi. Ceea ce e bine, că acolo ne trebuia jucător, momentan. Murgu. Murgu, mă. Hai da, Murgule. Bine ai venit, Murgule. Plămâ să ai 1,80 și 55 de kilograme. Păi fotbalul românesc, nu? La noi nu se pune accentul pe fizic. În timp ce în toată lumea se pune accentul pe fizic la fotbal. Hai să vedem ce se va întâmpla. Avem amical cu Avântul Periam. Echipă cu care suntem și în campionat și cu care ne vom mai întâlni. Na. Salut, Puca. Așa, fără meeting-uri nu vreau. Lăsați-mă cu meeting-urile că nu mă interesează. Casiad ăsta trebuie să vină neapărat. Chiar dacă n-are în dribbling, e așa dintr-o bucată. Să dea la picioare să recupereze baloane, atâta îmi pasă. Ce mai avem pe aici? Expiră contractele aici. Bocșan. Aici nu știm, ăsta e star player. Bine, n-arată rău. Ăsta și pentru Liga 2 ar fi bun, Cristian Bocșan. Dar rămâne de văzut. Oricum, mergem așa, până ne apropiem de iarnă. Nu prelungez nimic, vreau să văd cum funcționează echipa, să ne facem o idee. Câștigăm 2-0 cu Periam. Care ați dat, mă, gol? David Popa și Avrămescu, mă, a dat Avrămescu gol. Băiatul cu 14 long shot. Bravo, mă, tat. Bravo, Avrămescule. Zeuț. Oh, sponsor. 100.000 de euro pe 3 ani. Să vă veni banii! Da, mă, tată, mă, să vie banii, tată. Bun, hai că stăm bine. Avem Phoenix Buzia și în următorul amical. Al Ittihad, ofertă de 27,5 milioane pe Müller de la Bayern. Romdeuterul pleacă la Arab Chat. Dați-vă la o parte. Salut, e prima ta carieră din FM? Da, frate. Nu știu ce mă joc aici, ce e jocul ăsta. Era mai mișto Top Eleven. Cred că mă întorc la FIFA, că nu-mi place. Ce scrie, nu știu, mult scris, nu-mi place să citesc. Ce e asta? Scout? E de aia de tinerei. Usman Tiam, senegalez. Are, îți pare foarte rău. Alexandru Duminică. Ăsta e credincios, că îl cheamă Duminică. Duminica mergem la biserică. Uite și pe Ionuț Radu. Fake. Evident. E right back. Dar câți ani au băieții ăștia, mă? Uite unul la 20 de ani. Marian Ababei. Tehnic, marking. Bine, între 6 și 15 range mare, tată. Teamwork, work rate, decision. N-are viteză, n-are strength. Bine, are cineva strength în România totuși, adică... Există jucători cu strength în țara asta. Alexandru Goța. Hai să scautăm totuși meciul ăsta să vedem care-i treaba. Poate ne recomandă ceva. Marian Ababei sau a moșului? Păi ne-ai citit, mă, punguța cu 2 bani? Nu mai era? Fata Ababei și fata moșului. Fuck it, nu mai știu, hai să băgăm aici. O să-l găsească pe noul Dan Alexa. Să-l găsească, tată. Loan report. Bă, dar chiar, mă, am jucători împrumutați la alte echipe și nu pot să-i aduc înapoi. Și uitați-vă la ăsta e bun.
Denis Radu ăsta? Ăsta e bun, ce caută la Petrolul? Foarte bună întrebare. Probabil are salariu mare, poate și de-aia. Are 1000 de euro. Întâlnești pe Gundogan al nostru. Lucian Gologan. Nu pot să-i chem. Momentan, cel puțin. Medical Center nu mă interesează. Ce mă, Murariu vrea să plece? Ce ai făcut, tată? De ce vrei să pleci? Nu vrea să prelungească contractul. Bine, boss, du-te. Nu ținem pe nimeni cu forță aici, nu mă milogez de jucători. Poți să în 20 de zile. Hai mă, că vine Casiadi, nu mai stăm. N-avem bani de scouting oricum, adică e ceva rău de tot. Bine, cred că am dus-o mai rău la FCSM, sincer, decât... Momentan mă simt mai bine aici, mai securizat din punct de vedere financiar. Oh, Casiadi, hai mă, că am luat bine. Segundo, nu? Nu mai joc cu Segundo în viața vieților mele. Bun. Așa, tată, hai că a venit ăsta. Casiadi. Ball winning. Bă, e bine pe ball winning, băiatul. Na, nu prea agresiv. Da, pula pentru Liga a 3-a, nici nu pot să-mi doresc mai mult. Că și de deep line pe suport n-are asta aici. Deci Soma vine aici și va juca cu Murgul lângă el. Așa vom juca. Ne trebuie și un left back, bă. Că Ciurel poate juca acolo, dar Ciurel e wingerul nostru. Stăm cam rău la depth, dar nici pe stânga n-avem pe cineva. Hai să căutăm și un winger eventual de împrumut, dacă e. Raul Sandor, care este român. N-ai fi zis. Are pace first touch, dar mai multe nu știu. Bine, între 1 și 4 strength, logic, Cătălina Frim. Tot de la Viitorul Târgu Jiu și un turc. Care pare să aibă passing și accelerație așa, dar... Bine, și first touch și finish și îmi pare ok. Vreți bani pe turc, mă? Nu vreți. Perfect, peste... Bă, ne luăm și un turc. Ce, strică un turc? Nu strică vere niciodată un turc. Să avem și noi un străin aici la echipă. Salut, Mihai! Iar pe fisul lui CR7 de la Al Nassr Under 13. Am văzut un video cu el când încerca un dribble și a picat în bot. Recunosc că am râs. Chiar dacă e un copil. Na, asta este. Ne bate Phoenix Buziaș 3-2. Ciurel a dat gol și Andrei Mura. Dar ne-au dat ăștia gol în minutul 92. Sper să nu... Mamă, s-a rupt popa. 7 săptămâni. Aoleu! Suflet. Tristețe mare, băieți. Lasă că l-avem pe Pașcalău. Nu-i nicio problemă. Nu contează, Jean boxează. S-a rupt popa, bă, băieți. Poate și un atacant nu ne-ar trebui acum cu accentarea asta. Tot împrumut. Pe împrumuturi ne vom baza că n-avem ce face. Adică Raul Haiduc de la CFR Cluj. Ia ziceți, mă, ceferiștilor, e bun ăsta de ceva? Merg pe mâna voastră, între 3 și 9 strength. Mă, cine regulă, mă, cu copiii ăștia, mă? Cine regulă cu copiii ăștia? Alt morar între 1 și 9 strength. Ivan Tomov, care e bulgar. Ia uite, bulgar puternic, între 7 și 15 strength. Dar n-are jumping aici, n-are nimica. Dar nu... Nu știu, aș vrea unul ce-i drept, mai înalt, mai puternic. Dar oricum n-avem bani, n-avem ce să facem. Ce-i câine? Te-ai delete. CSC Ghiroda. Avem aici cu CSC Ghiroda. Nu mănâncă tot din farfurie. Nu este bine. Dar da.
E jucător liber de contract, dar efectiv nu avem, nu avem banii necesari să mai aducem ceva. Andrei Ciobanu ăsta nu făcea ste... Ce se... Ce... E ăla din... E ăla din Breaking Bad, chat. E ăla de la benzinărie. Coroamă. Sunt pe aici câțiva jucători care sunt liberi. Dar na, n-avem. N-avem bani, nu mai avem, mai avem buget de salarii. Asta este, trebuie să împrumutăm și cam atâta. Tot Răzvan Călugăr, probabil aici va trebui să luăm ceva mai... No wage, fullback perfect. Putem să luăm și mai putem să luăm și străini, e ok. Nu trebuie să avem numai jucători tineri. Trebuie să ne acoperim până la urmă pozițiile. Să avem mai mulți jucători acolo. Fundaș central nu o să mai aduc, avem foarte mult și pe la under. Și dacă mai promovăm pe cineva de acolo în caz de nevoie. Dacă avem meciul cu Ghiroda. Hai să vedem ce se întâmplă. Rapid, 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 rapid. 2-2. Ne încurcăm și cu ăștia mai aici, mă. Bine, e meci amical. Aurel Vlai cu... A dat Aurel Vlai cu dublă, chat. Păreri? Aurel Vlaicu e prea zeu, tată. N-ai ce să faci. Dacă e prea zeu, e prea zeu. Aplauze pentru Aurel Vlaicu acolo. Ridicați mâinile sus pentru Aurel Vlaicu, care din poziția de fundaș central a dat dublă. Cam zeuț, dacă mă întrebați pe mine. A zburat Vlaicu pe teren. Să te chime și Aurel Vlaicu, îți dai și dublă ca fundaș central. Să vezi ce necară Aurel Vlaicu, chat. Să vedeți cum necară băiatul ăsta. Dacă avem meci cu Mioveni. Mioveniu e în Liga a doua, nu? E meci greu ăsta, s-ar putea să ne luăm bătai. Aia amicală, nicio problemă. E, după avem și Reșița, care la fel e în Liga a doua, nu? Da. Nickname Rossoneri. Fie mai dracu să fim bă. Au nickname Rossoneri, mă, ei. La Reșița. La Reșița nu se parlare romano. La Reșița italiano. Doamne ferește. Hai că vine Iordan ăsta, împrumut, pe partea stângă. Absolut superb. 23 de ani. E pe defend acolo, să stea. Tackling, marking, e ok de rezervă. Stai acolo, tată. Oricum avem un singur om aici pe Taub, care și așa e bătrânel, mai obosește și el. Să avem și noi depthul mai bun. La Reșița se iau român doar după un an de muncă în Italia. Păi da? Eu cred că toată Reșița a fost mutată în Italia un an de zile și după aia a fost adus înapoi, de-aia au început cu d-astea. Reșița Emilian de Caraș-Severin. Este, este. Rossoneri. S-a rupt Daniel Olariu. 1-2 zile. Bine. Bine, am putea să și încercăm să vindem ce nu putem folosi, sincer. Că avem câțiva mijlocași central, parcă. Sau era unul singur. A, da, Daniel Olariu chiar. Uite, de-aia mi-am să aminte. Este... Poate juca și vârf, dar nu recomand. Pare să ai un potențial, dar parcă l-aș vinde. Sincer. Adică... Nu știu, hai să-l oferim la cluburi, poate îl vrea cineva. Și mai eliberăm și salariu, eliberăm... un loc acolo și mai e Macovei ăsta. Care are 17 ani și e slab. Dar nu contează. A, dar stai că este... Este iut. Să vedem ce vom face. Mioveniu vine peste noi. Le dăm în gură, chat. Eu zic că ne bate Mioveni de nu mai știm fotbal. Mai avem două meciuri amicale, după aia începem campionatul. Adică... Trebuie să ne pregătim. Deja avem o accidentare, ceea ce e foarte frumos. Ce mai îmi place mie să mi se rupă toți. Îmi place maxim să se rupă toți. Humă. Ripensia ia pe humă. Pare slab domnul humă. Deci ai zis voi că o să mă bată, mă. Slab și ăștia, mă. Abia aștept să promovezi în Liga 1 și să revină Marian Iancu, patron. În sufletul meu, Marian Iancu este patron. Ce-i cu ăsta? A, expiră contractul.
Dar oare cere bani mulți? Ni-l permitem? Nu știu ce, nu m-am uitat ce poziție joacă, doar am văzut brazilian și mi s-a sculat. Left back, nu, lasă. Da, mă, nu o să le iau de-al dracu, că probabil cere mai mulți bani. Marian Iancu nu a murit? Nu. Ba chiar a slăbit față de cum era înainte Marian Iancu. Daniel Olariu, fitness test, și-a revenit din boală. Poate totuși o să le ia cineva? Bine ar fi. Ia, să vedeți cum veniu cu terenul în cap. Să vedeți cum facem, eu veniu așa face. 4-1. Boariu marchează. 17 ani. 5 finishing. Joacă 70 de poziții. Foarte frumos. Și mai avem un amical cu Reșița. Nu suntem încă pregătiți pentru Liga a doua. Bine, oricum am jucat cu echipă improvizată, așa să joace, să prindă minute. Nu ne interesează. Meciurile amicale sunt efectiv degeaba. Doar să prindă sharpness băieții și cam atâta. Să aibă un match sharpness bun. Yasmin Latovleviș, crezi că vine gratis Latovleviș la noi? Hai mă, Lato, mă. Vino mă gratis, mă. N-am să-ți dau atâta. Atâta am să-ți dau dacă vrei. E tot ce pot să-ți dau, Lato. Nu-mi permit. Nu-mi permit. Ce să fac dacă nu-mi permit? Nu-mi permit, domnul Latovleviș, dar vă vreau la echipă, domnul Latovleviș. Nu vrea. Nu vrea să vină Lato. Ar fi fost frumos să-l aducem pe Latovleviși. Să ne luăm un Pușcaș chat, e tot închizător. A, nu, cred că ăștia cer salarii de 1000 oricum, adică e foarte greu să -i... Eu încerc, dar, uite, mai dau aici la semnătură, mai dau 100 de euro. Nu vrea. Dar după aia ne futem rău de tot bugetul de salarii. Eventual dacă-s mai tineri o să accepte, mă gândesc, nu? Uite, chiar un fundaș central, unde am avea nevoie. Star player la 21 de ani. Stai mă că am uitat că ăștia, da, am uitat că ăștia mai tineri sunt mai pretențioși, domne. Covaciu? Tu, domne, nu te joc central midfielder. Joc acolo închizător. Oh, uite, ăsta acceptă. Poate chiar mai puțin. 12 luni, perfect. Ne mai luăm un închizător că ne trebuie dept. Așa. Ultimul meci amical cu Reșița, după aia începe campionatul. Bă, dar vreau să mă uit și la structura campionatului, să văd dacă aici se joacă tur-retur sau e ca în Liga a doua, se joacă doar un tur. Ceea ce ar fi foarte bine. Să se joace un singur tur ar fi excepțional. Like acolo pentru un singur meci. Scoate banii de la scouting și bagă în salarii. Aș putea face și asta, da. Că și așa nu prea ne ajută scouting-ul. Cam adev. De aici să-i distribui an salarii. Și o să mai avem 55 de euro pe lună. Am rezolvat tot, am rezolvat. Aoleu, doamne, cât de rău. Tur-retur după play-off. Ah, se joacă tur-retur. Da, bine, sunt foarte puține echipe, deci nu o să se simt atât de multe meciuri. Deși în august avem 4 meciuri. Cam 4 meciuri pe lună. E foarte bine echilibrat. Și în martie se termină campionatul, adică e foarte bine, e foarte lejer. Bine, suntem doar 8 echipe, nu? Nu, 12. Lejer, lejer, lejer. CSM Reșița. Și cupa, păi bine, avem și cupa, da. Să vedem cu cine picăm. Sau să-mi iau și o pastilă aceea, iar am uitat de ea. Dar nu, iau degeaba pastila asta, dar să le termin dracu, scap de el. Bag pastile mine, sunt toxicoman ca dragonul. Prr! Nu este tur-retur, așa e? Ba da, mă, e tur-retur. Se joacă tur-retur. Sunt 12 echipe și sunt mai multe meciuri de 12 aici, după cum vezi. Uite, avem Periam. Capitanul. De ce este omul ăsta capitan?
Na, na, na. Taub, primul capitan. Murariu nu l-aș pune pe Murariu, dar ăsta n-are leadership, tată. Robert Curescu, al doilea capitan. Pă bune acum, adică are nouă leadership. Radev ăla-i împrumutat, nu pot să pun un împrumutat totuși. Hai așa, să nu se supere Bocșan ăsta. Normal că se supără. Cu ai 5 leadership, ești cretin? Ce vrei să-ți fac dacă ai 5 leadership? Ce dracu lider ești tu, boule? Ia chiar, am uitat să mă uit la... Team Cohesion nu e very poor, evident. Ierarhia. Taub și Bocșan, da, aici n-avem highly influential players. Ne trebuie, trebuie să facă cineva pasul, tată. Să facă cineva pasul înainte, să-i dea tare, putu-s maica, mătii viață. Așa, training. N-avem Team Cohesion. Mereu e de căcatul ăsta. Dar avem oricum, dar mai băgăm. Mai băgăm aici, o, de asta, să mai facă băieții activități. CSM Reșița, cât ne dă CSM Reșița, mi-e frică, au. Da, doar 2-1, hai că e ok. Taub înscrie din penalti, bravo Taub. Da, hai să vedem ce am făcut în meciul amicale. Ne-a bătut până și Phoenix Buziaș. Făcut 2-2 cu Ghiroda și am câștigat cu Avântul Periam. Și am pierdut cu echipele de Liga a doua. Eu zic că e bine. Eu zic că este foarte, foarte bine. Și pe 5 începem campionatul. Încă un pic ca tată să înceapă Liga, să ne destrăbălăm aici la Liga 3. Liga 3 din România, ce frumos. Salut, de unde ai descărcat Liga 3? Uite, găsești pe serverul meu de Discord acolo în tabul de Football Manager, ai acolo niște link-uri și găsești. Da, chiar trebuie să dau pin la aia, stați un pic. În tabul de Football Manager. Ai acolo la pinned messages tot ce trebuie pentru fumă. Pin message, așa, să dau și la asta. Să fie și Liga. Bun, bombă. Intrați pe serverul de Discord și subscribe la canalul secundar unde o să vin videouri și s-ar putea să vină o serie de Minecraft. A început să-mi placă Minecraft-ul din nou chat. Merg și pe FM23. Găsești și pentru FM23. Dar nu cred că ăla merge, dar găsești și pentru FM23. Măcar nu mai e Varus. Da, bă, exact, nu mai e Varu, bă. Nu mai este var, doamne ce bine, liniștiți, două sezoane, trei, patru, cât om stai aici în ligile inferioare. Hello! Federico Martinez, cine ești tu, domnule, de ce mi-l recomandați? Nu vreau, nu-mi trebuie. Plecă de aici. Iar avem Minecraft Face, păi da, dar o să avem și server de Minecraft. Dar o să avem unul tare, o să vedeți. Sper. Chiar chat, e cineva pe aici care se pricepe la server de Minecraft? Covaciu. Să luăm pe Covaciu. Vine ieftin. 525. Vrea cineva să se bage cu mine să facem un server bazat de Minecraft? Bă, tu știi Java? Ne, nu știe Java. Să-mi faci tu un server de Minecraft. Dar nu cred că trebuie să știi neapărat Java, nu? Trebuie să știi Java ca să faci darea super complexe? Mă gândesc că da. Supa se pricepe. E bine Supa, ce mai face? N-am mai auzit de el de mult. Ah, și Bocșan va pleca, Taub va pleca, ok. Bine, boss. Vă las să plecați pe toți, oricum reconstruim. Puteți pleca. Dar da, dați subscribe la canalul secundar, uite, vă mai dau link o dată, intrați pe Discord. Căci vom face un server unde ne vom juca noi. Va fi un server de la șmecher unde nu o să intre toată lumea. Să fie cu invitație, cu... Da, s-a rupt și Pașcalău. Bă, noi nu mai avem atacant acum? Da! Ce mai mă distrez? Popan cât revine? 3 săptămâni, nu mai am atacant. Foarte tare, ne trebuie atacant. Nu știu pe cine să iau. Să-l iau pe Raul Haiduc, care văd că a jucat nou în competitiv, a dat 2 goluri în 3 meciuri CFR.
Tomov ăsta nu-mi inspiră încredere și mai e Molar care la fel nu-mi inspiră încredere. Haiduc, haide Haiducule. Oricum vei fi de avarie aici, n-am ce să-ți fac. Nu Poacher. Pune să-l joc Poacher. Hai că-l joc Poacher până una alta. Hai, și așa, și ai mei parcă știu mai bine poziția de Poacher. Mă rog, rolul de Poacher. Raul Haiduc. Bine, boss, suntem oricum pe minus aici cu banii, e cam rău. Dar avem sponsor nou. Ce mai vreți? Bă, dar nu-mi dă. De ce am cerut acum bani de prost? Aș că l-o să-i ofer contract. Dar bă, noi avem bani. Ce nu înțelegeți că nu avem bani? Nu avem bani, suntem săraci. Patronul nu ne dă nimic. Oh, dar chiar dacă le dau mai puțin bani, ne rămân 24.000. Ce ziceți aici? Sacrificăm bonusurile pentru a avea mai mulți bani acolo? O să-i motiveze bonusul. Da, exact. Scade motivația dacă dau low. Nu prea e bine. Normal. Lăsăm normal. Lasă așa. Nu e bine pe low. Da, îi motivează bonusul. Păcat că nu putem da high să dăm și mai multe bonusuri. Da, asta este. De unde bani, tată? În Liga 3 din România e viață grea. Am recomandat să-l aduc pe ăsta, care... A, nu e la accidentat. Asta e... A, e fundat și central. Ok, îl aducem. Pare interesant. Și pe David Roșu. Rosso. David Rosso. Aici, în România, e cu Rosso, cu d-astea. Evident că nu-mi dau bani, logic. Dă Consiliul Local bani pentru bonus. Bă, dracu' să ia. Mă mir că au bonusuri în Liga 3. Păi mai au și acolo un mic în plus, la grătar. Da, ne-ar trebui asta. Un set-piece coach. Performance analyst. Păi dar nu v-am dat vouă responsabilitățile să aduce staff. Nici nu avem scouter, dracu, nu avem nimica. Ocupați-vă voi de... Da, nu știu, dădusem, dar... Las pe pădurariu ăsta să-și facă treaba. Luați-mă voi pe cine vreți, că n-am timp să stau și de-astea pe aici. Viorel Șerban aici, să se descurce tatălă. Pe mine lăsați-mă în pace să mă concentrez pe fotbal, n-am eu timp de staff. Ocupați-vă voi, sunteți mai bine pregătiți. Olariu, ofertă pentru Olariu. De împrumut. Măcar plătiți-i salariu dacă tot îl vreți. Nu. 100%. Sau hai 90% măcar. Ne mai scuti și pe noi de un salariu. 30%. Bine. Și așa nu o să joace că n-are unde juca asta. Bun. Set piece coach. Perfect. Ai dat save. Ce save să dau? Mai joacă Cristi Cherchez, da. La FC Ziduri. La Roberto Ziduri, sau cum dracu se chema. Nu știu dacă mai joacă acum. Știu că acolo juca ultima dată. Prin Liga 7-8, nu știu. Unde dracu sunt. Sunt foarte jos. A, la responsabilități am dat, mă, da. La responsabilități. Dați să-i. S-au salvat. Da. Dar nu vedeți de mine, că sunt eu aici peste. Mândru și țanțoș. Mă duc să fac FC Roberto Ziduri. Am făcut și eu, dar m-am plictisit repede. Mai de mult. Vreo 2 ani, cred, sau nu, acum un an, acum un an. Denis Radu ăsta, pot să-l chem? Au trecut zilele. Număr zilele de player cannot be recalled. Dar alții pot?
Nu cred că pot să aduc pe nimeni înapoi, nu? Ce frumoasă este viața, Doamne. Oh, bă, da, uite, pe Armin Mada. Armin Mada. Bă, pare bunicel băiatul ăsta, dar are 17 ani. Să-l aduc înapoi. Armin. Are 1,85 m. Este dreptaci. Are heading. Armin Mada. Țurcaș. Îi las, mă, dacă nu pot pe ăștia doi. Mă rog, pe Denis Radu l-aș fi adus, dar nu pot să-l chem înapoi. Are clauză de cumpărare Denis Radu? Am înțeles. S-a rupt AUB înainte să debutăm. Sper să-și revină. Avem aici cu avântul Periam, singurii pe care i-am bătut în amical. Da, vine Raul Haiduc, mă, avem și noi atacant. Dați-vă la o parte că avem atacant chat. Haiduc? Hai, da, Haiducule. Avântul Periam. E bun de ceva el, oare, așa? Jumping reach ăla. Măcar are un pic mai mult strength, stamina 5. 20 de ani cu aia. La 20 de ani trăiți iar mama ta. Dar na, ni s-au rupt ambii atacanți. Trebuie să facem ceva. Așa. Aici vom juca cu Avrămescu, că vreau să-l fac mare jucător pe Avrămescu. Ăsta am încredere în el. Ar trebui să-l și antrenăm, nu? Să joace acolo. Aici vei juca, domnul meu. Attacking midfielder pe atac. Să dai șuturi de la distanță, că am încredere în tine, domnule Avrămescu. Ciurel pe stânga, cu Mura pe dreapta, cu Haiduc în atac. Aici cu Murgu și cu Casiadi ăsta. Aici în apărare Taub, care sper să revină până la meci. E ziua meciului? Nu, bun. Unele memuri se scriu singure, chat. Odobasianu. Așa. Și în apărare cu Aurel Vlaicu și cu fratele nostru Bocșan. Laicu e dreptaci. Și ăsta e tot dreptaci. Okay. Și cu Curescu, nu, cu Haloș. Acolo. Bun. Haloș, Bocșan, Vlaicu, Taub, Casiadi, Murgu. Avem under 21 mai mulți decât trebuie. Dar nu este nicio problemă. A, dar avem și pe Covaciu ăsta. Domnul Covaciu. Mai bun domnul Covaciu, dar n-are sharpness, dar... Ne trebuie și experiență până la urmă. Mamă, și Vlaicu cu Bocșan au legătură deja. Pe verde, frumos. Ai regula under și aici, da, trebuie să avem 3 jucători under 21 în primul 11. Aurel Vlaicu, da, este chiar Aurel Vlaicu. Ne pregătim de primul meci, chat. Primul meci. Cu CSA Vântul Periam. După aia Ripensia Timișoare, derbiu Timișoare. După aia dați-vă la o parte să vedem ce rupem. Să vedem ce dăm, să vedem ce rupem. Ăștia sunt semiprofesioniști, ar trebui să ne distrăm cu ei, să ne norocim. Schimbăm numele lui Bocșan în Vuia. Hai, gata. Amuzanților. Uite pe domnul Foale. Bă, se întrează bine ăsta. În schimb, ăsta împrumutatul 5.90, da? Ce să-i zic? E împrumutat. Dă-l dracu. La Ripensia este un YouTuber. Cine este la Ripensia? Nu știu, boss. Cine joacă la Ripensia? E Rafael cine joacă? Pe Foalele lua de la șpriț. Bă, așa pare. Pare că i-am răsturnat pita cu sticla de Mona de lângă și l-am luat așa pe sus. Hai, frate, să fii secundul meu. Ia să vedem noi ce putem face în acest meci. Să sperăm că vom face bine ce vom face. Ne-am adus câțiva jucători mai buni decât ce aveam. Ăstora le-a scăzut forma. Superb. Avrămescu, câți puteam să pun pe ăștia, nu sunt eligibili aparent. Dar trebuie să dau să mi scoată pe ăștia de aici.
Micloș, trece acolo domnul Micloș. Doar 5 rezerve parcă aveam, nu? Sau 9? A, 9 am. Da, 9. Curescu. Așa, s-obosiți, morți. Radev, așa tată. Toți sunt odigniți, unii n-au șarnes. Ce să le fac? Să-l bag pe prună totuși aici? Să mergem pe experiență. Dar Avrămescu are o medie mai bună în amicale decât el și joacă mai bine poziția asta. Hai mă cu Avrămescu, mă-i dăm șansele ăsta. Acest la mini amal de... Bine, cred că e mai bătând, dar mă rog. Ireleri, pensia în Liga 6-a. Este? O fi, nu știu. Nu mă pasionează prea tare subiectul, dar... Poli Timișoara trebuie să se întoarcă să revină Marian Iancu. Hai, tată, primul meci! Hai, da, tata, să fie bine, ia uite. Prima echipă. Murariu Taulaicu cu Bocșan Haloș. Sau Hăloș, sau ce treacu nume are ăla, mă. Cu... S-am și uitat cum îi cheamă pe ăștia. Stați să fac setările, că nu le-am făcut încă. Este primul meci abia. Nu mai știu care este viteza A bună. Fără goal line. Tight offside. Cred că e bine așa. Hai mă să vedem. Hai băieții cu promovarea în Liga a doua. Primul Road to Glory în România, Liga a treia. Începe oficial acum. SSP. De la ce vine SSP? De ce avem numele SSP? Bine că nu-i SPP. Ok, avem posesia, avem șuturi. Cât de cât. Cât de cât așa în primul meci de debut. Vă rog frumos. Da, foarte frumos meciul până acum. Se joacă fotbal de cea mai înaltă calitate aici la Timișoara. Niciun șut. Nici o ocazie frumoasă în prima repriză. Nimica. Foarte frumos. Hai băieții mei. Keep going. Puteți. Haiduc este emoționat, domnul Haiduc. Haiducul emoționat, mă, tată, mă. Dar are 6.7. Foarte frumos fotbal aici. Și ăștia au început să ne domine în repriza a doua. Ce s-a întâmplat? Am fost noi mai proști. Alo, băieți, trezirea. Da, Avrămescu nu joacă nimic. Murare galben. O să intre Victor Prună. Ciurel ăsta obosește repede, dar n-avem înlocuitor pentru el. Taub pe aici, Haloș ăsta joacă groaznic. O să intre Curescu, domnul Curescu, intrați în teren. Și Covaciu n-a jucat mare lucru, o să intre Răzvan Murgu. Facem 3 schimbări, poate ne aduc fericirea? Poate că ar fi bine. Hai să ne întoarcem un pic totuși pe pozitiv. Da, foarte frumos meci. Ne place foarte tare aici în Liga a treia. Este un fotbal de o calitate imensă. Oh! Gașpar, ne atacă ăștia. Era să ne luăm gol. Noroc cu Murariu, care e omul meciului pentru noi. Cel mai bun om al nostru este portarul. Să începem cu stângul? Nu, că vom da gol aici. Ciurel, fiți atenți. Ia noastră, mă! Ia noastră, mă! Mura, mă! Nu, mă, nu pe lângă, mă, omule, mă! Nu pe lângă! Las-o, dracu de treabă! Hai să forțăm ultimele 5 minute să jucăm super ofensiv. Intră Radev, debutează și Radev și cred că ăsta e meciul. Superb! Începem clasic românesc cu un 0-0 cu doar două ocazii mari. Un șut de la 10 km și un șut pe lângă de la marginea careului. Foarte frumos. Sunt dezamăgit complet de această echipă, dar ce să faci? Salut, Rares Robert, bine ai venit! Extraordinar, nemai întâlnit, nemai văzut. Foarte frumos, merge mai departe Ripensia Timișoara, care și-a făcut treaba și este pe locul 1. E atât de frumos în Liga 3, doar 3 echipe au câștigat. Ceea ce e bine. Frumos meci, nu? V-a plăcut. Jucăm fotbal, mă, tată. Na. Ia uite-l pe ăsta, tată. Ce ochelar are al meu acolo. N-are o treabă, mă, tată. Da, Ciurele nu este valabil pentru că este împrumutat de la Ripensia, am înțeles. Deci, n-avem left winger, nu? Bine, putem să jucăm pe Prună acolo. Poate Prună juca. O să-l jucăm pe domnul Prună. Na, ce să facem? Da, Popa nu revine. Ba da, revine David Popa. Bun. Trăiască David Popa. David Popa peste domnul Haiduc.
Shatat. Îmi place reprofilarea pe FM24, sunt mândru de tine, Quick. Salut, Leo, bine-ai venit. Eu cred că răcesc chat. Simt nasul cum mi se înfundă pe zi ce trece. Vine Daniel Olariu. A, nu, pleacă Daniel Olariu, e al nostru ăsta. Pleacă împrumut, plătășește o parte din salariu. E bine, e foarte bine. Să vedem în continuare ce avem. Dar chiar o mai joacă Pungă, fratele meu, Georgel Pungă. Dar joacă Andrei Pușcă? Nu, nu e jucător. Nu mai joacă, mă, Georgel Pungă. Era preferatul meu la un moment dat. Nu mai joacă Georgel Pungă. Georgel Pungă mi-a plăcut, a fost un jucător mare. Ce, mă, vrea să plece ăsta cu ochelarii lui? Pleacă, mă, du-te, drag. David Popa va fi valabil pentru derbiul cu Rip Pensia. Sabin! Uite-l pe Sabin. Ce faci, Sabine? Vrei să joci pentru noi? N-avem bani. N-avem bani, suntem săraci. Suntem săraci, dacă suntem săraci, ce să facem dacă suntem săraci? N-avem. N-avem una de un leu, n-avem. Suntem săraci, lipiți pământului. Poate doar să, nu știu, să cumpere cineva ceva scump pe aici, să ia cineva, să dea bani. Dar nu o să dea nimeni bani, vă dați seama, mai ales în primul sezon, poate în iarnă, dar nu cred nici în iarnă. A plecat, bă. S-a dus la Știința Cluj. S-a dus manager principal Sorin Brândescu cu ochelarii aia, domne. Ce să faci, mă, tata? Lasă că vine și la noi Gigi cu o donație. Și apropo de donații, dacă vreți să susțineți stream-ul și contentul de calitate care urmează să vină și serverul de Minecraft pe care o să-l facem, nu uitați, puteți să contribuiți pe ko-fi.com. Mulțumesc foarte mult, linkul în chat. Acest stream este sponsorizat de mine și de ko-fi.com, care de fapt ne sponsorizează, dar ce să facem? Dacă au venit numai muiștii de la Neba care ceau, păi da, îți dăm doar 50 de euro. Ia uite-l pe ăsta care are 200 sau 500 de mii de abonați sau 1 milion. Ăsta cere mult mai puțin decât ceri tu. Futu-vă în gură de român că a stricat piața. Hai da înainte. Salut, nu știu dacă ai mai răspuns la întrebarea asta, dar ai renunțat la seria cu Duisburg? Nu, am renunțat la FC în general. Mai postez doar până termin cariera cu Barça, un video pe săptămână, maxim două. Și după ce termin cariera cu Barça, gata cu UFC-ul, că nu mai pot să mai mă joc mizeria. Hai să vedem meci mare, meci mare, cel mai mare meci mare. Cel mai mare meci mare. O, revine și Pașcalău. Ba nu, nu revine, sunt eu prost. În 3 săptămâni revine. Stai, treci înapoi. Asta e că Ciurel nu poate juca, Micloș. N-ai mai avut cu Eneba. Ba da, dar atunci plăteau mai bine. Acum însă, nu știu ce s-a întâmplat. Sunt foarte mulți care acceptă mărunt, efectiv. Sunt oameni, deci nu știu dacă realizează, sunt oameni care au 500.000 de abonați sau poate mai mult, care gen iau 100 de euro pe lună de la site-uri gen Eneba. Atât de mult merge mintea. Ca să faceți o idee, ei trebuie să ceară, nu știu, la 500.000 de abonați minim 1.000 ca idee și puteau să facă asta. Dar merge mintea? Nu merge mintea. David Popa. Dacă au 500.000 abonați și 2.000 views pe clip, normal. Păi da, dar nu mă refer la aia de au 2.000 views pe clip. Știu cazuri destul de normale și destul de factuale care acceptă și 50 de euro dacă le dai. Sunt oameni cu view-uri mari. Dar sunt și unii care știu să se întocmească. Există și oameni ca lumea. Bă, Covaciu ăsta, să-i mai dau o șansă, nu prea mi-a plăcut în meciul trecut. Vlaicu este printre cei mai buni, apărarea a mers cât de cât, dar nu merge ceva în atac. Dar poate cu David Popa a revenit, domnul Popa. Ne mai trebuie unul under 21, stai că-s prost. Ne trebuie 3 under 21, nu?
Normal că da. Pe cine să bag eu? Ce bun era asta, mă, tata. Era și Under 21. La Covaciu pune accent pe ultimul C. Nu vreau. Covaciu. Covaciu. Pe cine să bag? Pe Murgul bag, că n-am pe cine altcineva. Revedere, domnul Covaciu. Aici. Hai. Hai că avem derbiul cu Timișoara, băieți. Ripensia Poli. Primul derby în această carieră minunată, în acest save, în acest mare, mare save. Jucăm în deplasare, tot în Timișoara, dar în deplasare. Da, jucăm pe stadionul Electrica, stadionul celor de la Electrica care furnizează energie. Nu știu. Hai să vedem ce au ăștia. Amza, Bobocea, nu știu cine-s băieții ăștia, dar noi o să-i batem. Trebuie să avem primele 3 puncte din campionat. Ne-am încurcat în primul meci, am făcut un 0-0 sec. Și iată că Ripensia ne domină la posesie, dar nu avem încă niciun șut. Nivelul de Liga a 3-a din România este absolut spectaculos. Au fost doar 2 faze până acum în 2 meciuri. Dar iată că avem posesie. Casiadi, bine, Haloș, bravo băieți. Hai să pasăm, hai să jucăm fotbal. Vlaicu pasă la Murgu. Murgu se duce. Avrămescu, oh, Avrămescu recuperează. Trebuie să vină o centrare, centrare, Popa! Bine! Popa marchează primul gol pentru echipa noastră. Bravo, mă, a scris istorie. Popa revine din accidentare și marchează după ce Avrămescu a fost înfipt acolo. Bravo, tat. Șut din prima, foarte frumos. Popa! Bravo, Popa. A dat-o Popa. Haide. Încurajăm băieți. Hai, băieții mei, hai. Hai că se poate. Am revenit și în posesie. Avem 61% posesie. Pasele sunt cam pe acolo, 84% corecte. 1-0 la pauză. 1-0 la pauză. Bravo, avem posesie, dominăm, câștigăm tot ce trebuie. Dar avem doar 1-0, trebuie să avem grijă. Trebuie să avem mare grijă. Mura 6.4, pare că nu funcționează prea bine mura asta. Dar timp avem. O să-i acordăm toată încrederea noastră. La fel și lui Avrămescu, care este cel mai bun jucător de pe teren. Are posesie Ripensia. Amza. Bobocea. Aveți ce pasează ăștia. Bălace. Ia uite pe Bălace. Jucătorul tenace. Scuze. Aoleu! Prună! Prună! Ești un dobitor și un prost. A luat roșu. Victor Prună. Băieți, a luat cartonașul. Nu-i așa? Roșu. Bravo, domnule Victor Prună. Ești un dobitor și un prost. Foarte, foarte rău. Va intra Tudoran. Și bine, ăștia nu pot juca. Dar asta este. Tudoran trece acolo. N-am ce să-i fac. Avrămescu, care este cel mai bun jucător totuși. Să jucăm Nero. Am o idee. Putem să strângem aici eventual. S-a buguit ăsta aici, ce dracu. Mură nu poate juca aici. Poate Tudoran însă. Și el să joace playmaker pe suport și ăsta pe atac. Ba nu, invers, stai. Ăsta pe atac și ăsta pe playmaker pe suport, așa. Foarte, foarte rău. Și putem să jucăm așa eventual. Un om în minus. Ce înseamnă când stelele alea sunt gri? Sunt bune, adică la un nivel de juniori. Va se încadrează la nivelul de juniori. Bă, da, apărarea funcționează bine meciul ăsta. Portarul e bazat până acum. O să jucăm safe. O să jucăm foarte safe. Și facem un mid block. Retragem un pic. Lăsăm pressing-ul deoparte o leacă. Acceptăm practic dominarea, că n-avem ce face.
Dăm de la distanță, centrăm. Jucăm pentru asta. Time wasting, tragem de timp. Românește, tată! Continuăm românește! Aia zic. Să intre Radev. Ah, căcat. Murgu. Casiadi. Hai, tată. Hai cu un gol așa nesperat. E tot ce-mi doresc. Un gol nesperat de nicăieri. Să vină ceva acolo. Nu așa, tată. Recuperează Murgu însă. Murgu. Aurel Vlaicu. Cum te cheamă Aurel Vlaicu? Cât de zeu să fii totuși. Taub. Vlaicu. Casiadi. Ne lasă în suspans. Avem însă posesia, ceea ce e foarte bine. Casiadi va centra decisiv. Avramescu! Nu! Hai mă, tată. Hai, copile. Bravo. N-are nimic. Iese Taub, că e aproape de suspendare. Intră Radev. Centrare însă. Bine, Haloș. Sitaru. Dacă rezistăm, avem de rezistat mult însă. Mai e mult până la final. Nici egalul n-ar fi rău totuși cu Ripensia în situația asta, că a luat boul ăla de prună, cartonaj roșu. Și așa avem probleme la winger. Bine, mă, Vlaicu. Coaie, Vlaicu este superb. Ce jucător bun avem. 16 ani. 16 ani. Să nu uităm. Acest Cubarsi de Timișoara. Nu! Bine, mă, Murariu. Nu, că n-a scus, a luat-o peste. Mi-a dus și mie Red Bull ăla, te rog, frumos, să rămână mult. Trebuie să batem Ripensia, batem Ripensia, Casiadi, ce-a făcut? A, nu mai poate. Obosez repede ăștia, să nu uităm că suntem la un nivel de Liga 3, dar rezistăm, este incredibil. Nu, nu, nu copesc chiar, nu, marș, futus! Nu vei să cred că și aici copesc, nu mai pot. Așa am făcut 6 arăceat, când a avut Lewandowski penalti. În meciul cu Celta, am zis, o să rateze. Și a ratat. I'm a jinx. I'm a fucking jinx. Futu-s. Asta e pentru mine. Ești un dobitoc și un prost. Dar poate, poate aici nu suntem blestemașat. Poate aici vom reuși. Hai, Haloș. Hai mă, hai mă că se poate. Bine, Avramescu. Gol, bă, bine, bă, băiatule, bă. Blestemul s-a dus. It's over! Gata! Avramescu! Zeul meu! Inima mea! Bine, mă, tată, mă! Ce bine am fi piciorul minge! S-a dus! Râdeți voi, râdeți! Râdeți voi, râdeți! Dar am câștigat! În ultima secundă de joc, Avramescu se ridică la un nivel nemai întâlnit pentru un copil de 16 ani în România. Chiar și în Liga 3-a. Și ne aduce victoria. 4 puncte. Campionat. Ce frumos. Ne place, ne place. Câștigăm derbiul. Câștigăm marele derby cu Ripensia. La ei acasă. Care, teoretic, dacă stai să te gândești, tot la noi acasă, că suntem tot în Timișoara, dar înțelegeți voi. Prună, suspendat un meci. Asta este dacă a intrat ca prostul să fie suspendat. Avramescu cu gol și pasă de gol. Să rămână, domnule Avramescu, ai fost tătic, n-am ce să mai comentez. Nu pot să-l iau pe foale ăsta, nu pot să-l iau în serios. Nu pot să-l iau pe foale în serios. Pare că ascunde ceva, probabil sub scaun și ceva cu foarte multe grade. Prună suspendat și amendat, ceea ce e foarte bine, așa trebuie. Intri ca prostul. Suspendare. Cosmin Vâtcă. Mamă, e acel Vâtcă. No fucking way că este acel Vâtcă. Bă, Vâtcă, bă, băiatule, bă. Wow. Wow, 41 de ani pentru Cosmin Vâtcă. A jucat la CFR, la FCSB. Mă rog, pe vremea era Steaua. Gaz, la Viitorul, a jucat peste tot ăsta. Mă rog, mai mult a fost rezervă, dar totuși. Îl știu de mult timp. Știu de mult timp pe Vâtcă. Liviu Băjenaru, pe ăsta îl știți și at? Te-a jucat la Steaua. 2011-2012, mă rog, o apariție doar a avut. Nu știu cine este. Marius Constantin! Pe Marius Constantin îl știm. Bătrânul Marius Constantin, 38 de ani. Dar n-avem bani să mai luăm, din păcate. Suntem pe minus cu banii. Da, Hodorogii joacă, tat. Joacă ăștia bătrânii. Bătrânii joacă fotbal.
Avrămescu bate recordul pentru cel mai tânăr marcator. Bravo, bă, tată, niște aplauze pentru ăla. Bravo, bazat, bravo, bravo, Avrămescu. Auto Timișoara. Încă o echipă din Timișoara. Auto Timișoara. Liga 6-a Timiș. El Helu. Al Helu. Am crezut că ceva echipă prima dată când am văzut. Ce dracu, mă, vor arabii pe ăsta? Sau ce dracu se întâmplă aici? Lunca Teuz, următoarea adversară, care este pe locul 6, au câștigat un meci. Noi suntem pe locul 4 cu 4 puncte. Șoimi Lipova conduc liga cu 6 puncte, 2 victorii din 2. E ustat. Ăștia au și școală de șofer și echipă. O fi liceu auto, mă, din Timișoara, mai știi? Și au ăștia de la liceu auto, au și echipă de fotbal. Mario Balica. Nu pot să-l aduc pe Mario Balica înapoi, nu pot, oricum e portar. S-a rupt Murariu 5 săptămâni pe tușă. Firașal, dracu să fiu. Trebuie să joc un portar de 1,70 m acum, cu Micloș. Iar se rupe toată echipa. Foarte frumos. Victor Prună este suspendat. Tare. Dar Micloș, chiar dacă are 1,70 m la 23 de ani, portar. Bine, e rău, e foarte rău. În duelul 1 la 1 e ok și la reflexe. Dar așa, aerial reach 8, e cam rău. E cam rău, dar ce să facem? Da, blestemul cu accidentările nu s-a rupt, din păcate. Accidentările încă sunt acolo. Asta e, ce să facem? Atâta putem, domnii mei? Asta este. Mircea Manole. Să joacă și stânga și dreapta, cât vrei salariu? Star player vrea 1000. 2500 de euro, doamne! N-am atâția bani în tot clubul. Vrei 2500 de euro, ești turbat. Avem meci cu Lunca Teuz. Cristian Tănase, care nu este acel Tănase. Este acest Cristian Tănase. Vine asistent manager. Bine. Adul pe Bănel Nicoliță. Îți are dinții în gură, da? Corect. Ia mă ce face Bănel. Bănel Nicoliță este manager și este unemployed. Nu putem să-l luăm noi. Nu vrea, mă, că el vrea să fie antrenor. Da, el vrea să fie antrenor principal, nu vrea să fie asistent. Să-l fi avut totuși pe Bănel asistent chat. Cât de tare ar fi fost? Cât de tare ar fi fost? Lunca Teuz. Hai să vedem Lunca Teuz. Andrei Mura s-a rupt și Mura 2-3 zile înainte de meci. Hai că mai avem și jucători cu care să jucăm fotbal. Popa nu este valabil să joace. Băgamea. Împrumuturile astea din aceeași ligă sunt total împotrivă la așa ceva. Asta e accentat 10 luni de zile. Mai putem să aducem pe cineva? Asta e împrumutat. Ciurel, tu stai, tata, la prima echipă, tu stai acolo. Sau stai alt Ciurel, nu, tot ale. Ehling, mă zi de ăsta. Am cred că e același. Erceanu. Uite, ăsta joacă winger, aș putea să-l aduc pe ăsta. A, e. Să-l ducem acolo pe Erceanu, că ne trebuie și rezerve, că nu mai avem, ni s-au rupt toți jucătorii. Mura nu știm dacă va juca, probabil nu va juca, nu? În 3 zile, da, nu va juca meciul ăsta, superb. Lunca Teuz. Hai că o să jucăm un fotbal minunat, ăștia sunt destul de, nu știu, mid-table momentan, nu știm ce pot. Răzvan Neamțu, chief scout. Hai că vin și niște scouter. Ne aduce de toate pe aici, e bine. F-
Phoenix Buzia își câștigă, Șoimi Lipova câștigă din nou 2-0 cu Pavântul, care noi am făcut egal, așa de start de campionat. Oare Marius Constantin nu acceptă salariul și în pachete de țigări? Ar fi interesant. Iar pe Madrix Scouter, dar chiar cum îl chema? Alexandru Marin. Cel Scouter. Să fie ăsta, Alexandru Marin. Care dracu era? E Scouter Madrix din chat, dar nu mai știu care e. Nu știu unde... Și acum sunt și mai mulți, că sunt... Ah, cred că ăsta e, care 20 de ani. Nu-i așa? Dacă e de la UTA. Nu, ăsta e Madrix chat? Din chat? Cred că ăsta e. Parcă da. A, a semnat acum contract. Era liber, cred. Madrix. Nu vrea să vină acum. Putem să luăm sezonul viitor dacă e. Dar n-are niște abilități prea bune. Nu este un scouter foarte bun. Când îl vedeți în chat, să-l înjurați chat. Că nu prea le are. Nu prea știe. Doar se adaptează bine. O să cauți un jucător cu numele Berbec să văd dacă există în joc. De ce? Că te cheam Berbec? Sunt probabil foarte mulți. Poate. E Denis Alibec care rimează cu Berbec. Nu, chiar nu este niciun Berbec, mă, pe bune? Oi? Dar este Denis Alibec. Dacă vă interesa. Welbeck e Berbec. Da. Hai să vedem cu cine jucăm meciul ăsta. Avem Under 21 de... Ni s-a urât cu ei. Murcu a jucat bine meciul trecut. Nu prea l-aș scoate. Dar nici aici nu prea avem ce să mai schimbăm. Adică avem o echipă foarte tânără. Mura nu poate juca. Vom juca cu Tudoran în meciul ăsta. Avrămescu, Ciurel, Haiduc acolo. Ce să facem? Pașcalău încă e accidentat 6 zile. Accidentările ne-au venit de hack așa un pic. Radu Ciurel aici. Stai mă, nu, chiar sunt doi Ciurel care joacă aceeași pot. Deci l-avem pe David Ciurel, frații ăștia? Și pe Radu Ciurel. Sunt foarte confusion în acest moment, dar na. Haiduc, Ciurel, Avrămescu, Tudoran, Murgu. Cam așa cred că o să jucăm. Sau să jucăm cu Covaciu ăsta. Hai, cu Covaciu. Domnul Covaciu. Trați acolo. Hai să vedem. Cred că-s gemeni. Or fi, nici nu m-am uitat la vârstă. Sau cum arată. Suntem favoriți pentru motiv. Trebuie să câștigăm acest meci. Vă rog frumos. Să facem o performanță de nota 10. Bahoi, vă lasă, rece, salut. De ce te uiți așa la mine în câș? Da. Nimeni nu-i sănătos în această casă. Hai mă, tata, mă, să-i batem pe ăștia, mă. Doar nu ne fac ăștia pe noi. Ce dracului, nu-i așa chat? Așa este. Lunca, te uzi, totuși. De ce scrie aici cermei? Ce mil bei miliei. De ce ne domină ăștia? Nu ne domină, mă, că recuperează Aurel Vlaicu, mă. Trăiască Aurel Vlaicu. Hai, Ciurel. Bine, pasa. Avrămescu, Casiadi, Haiduc. Bine, Haiduc. Hai, că ai dat-o Haiduc. Și e piț. Bine, Bocșan, bravo. Da, pasă, pasele astea bune. Dar tot noi avem posesia. Bă, suntem înfipți, suntem insistenți. Hai, Ciurel. E bună, mă? Nu e... Vedea, era la UTA, ăla era. Mamă, e în spate Bănel cu stream-ul, sau? Hai, mă, băieți, jucați fotbal.
Foarte frumos. Încă un 0-0? N-ați jucat nimic, sunteți groaznici. Gloabelor. Gloabelor, sunteți gloabe, gloabelor, după ce am câștigat meciul ăla? După... O, greșesc, Haiduc, Tudoran, de ce dracu nu dai pasă, omule? Ești dobitoc? Răspuns corect, da. Salut, Luigi. Foarte frumos. Ciurel și Taub joacă bine, dar pe partea dreaptă avem niște probleme. Hai să-l băgăm pe Mura, care aparent poate juca. 16 ani pentru Avrămescu ăsta. Uitați-vă câți ani are. Covaciu ăsta nu joacă mai bine decât Murgu. Deci Murgu cred că o să fie titular de acum înainte. Pe Taub îl mai lăsăm chiar dacă riscă suspendarea, nu? Că joacă bine. Iar nu jucăm absolut nimic. Iar nu suntem în stare să dăm un gol. Dar ăștia joacă Hațegan. Vreo legătură oare? De-aia ne-am primit 3 penaltiuri până acum. Da, nu... Nu putem să dăm goluri. Ba, aolo, au ei lovitură liberă. Uelo. Era să, dar n-a fost. Ceea ce e bine, poate dăm noi pe final. Na, ok. Zero, încă un 0-0. Ce fotbal șampanie se joacă la Timișoara, nu-i așa? Așa este. Da, trebuie să câștigăm meciul ăsta, se zgulabe toți. Am dominat meciul, n-am avut un căcat de gol. Fără Popa nu putem da gol. Se rupe Popa, e suspendat Popa, nu mai face nimica. S-a ales praf. Dar măcar n-a luat gol Micloș, ceea ce este bine, I guess. E timpul pentru Stefan Nicolici. Hai să nu, totuși. Jucăm cu ACS ACB. Așa-i cheamă pe ăștia? ACS ACB Ineu? ACS ACB. Cine regulă cu denumirile din România la echipele de fotbal? ACS ACB. Ineu. Atenție, Ineu. Ofertă pentru Curescu de împrumut. Să-l dăm pe Curescu chat, cine îl vrea? FC Urziceni. Îi plătesc aproape tot salariul, dar nu, Curescu rămâne că n-avem right back. Ce-ai, mă? Nicușor Grecu, avem portar, avem. Mai există Urziceni, aparent, dar nu este Unirea, este FC Urziceni. Vă dați seama că există o formă. Avrămescu, weak foot, has a weak left foot. Da, ar trebui să facă niște weak foot, domnul Avrămescu. De ce scade totuși? Antrenează TVR ca lumea. Încă stăm acolo sus, adică n-am pierdut încă, e ok. Am picat cu AFCS Viitorul Onești în Cupa României, din Liga a 3-a, Seria 5. Oe. Meciul cu Ineu. Și după aia cred că avem și cupă, nu? Deci avem Ineu, nu, avem Crișul Chișineu Criș. Doamne, ce nume de echipă. Bă, băiatule, cum să pui, mă, nume Crișul Chișineu Criș? E, nu, meritați titulatul ăla de amatori. Ești un dobitoc și un prost. La... Doamne ferește, ce... Pune, dracu, nume acolo simplu și te ținu minte. Ce dracu te complici atâta? Comandați voi să bag. Bag eu ce vreau. Robert Curescu. Are potențial domnul Curescu. Să rămână domnul Curescu. Borussia Dortmund. Da, o fi în joc? Oare?
că am scris de toți bani. Ia vântul dor mărunt. E semi-profesionistă totuși, nu e atât de rău. Nu este de amatori. Pot vedea squadul FC Bihor Oradea? Nu. E carieră cu Timișoara, nu cu Bihor Oradea. Înțeleg că ai tu safe cu ei, dar I couldn't care fucking less. Mura va juca. Ciurel e obosit. Da, revine Prună să ia roșu. Domnul Prună. Revine și David Popa, care poate juca meciul ăsta, ceea ce e foarte bine. Pașcalău. Oh, putem să-l jucăm 45 de minute pe Pașcalău. Ce frumos. Haiduc. Nu mai gata, cade din schemă domnul Haiduc. Domnul Haiducul. Revine Popa, Prună acolo. Sau mă rog, putem și cu Erceanu ăsta, dar... Are dribbling bun, are viteză, dar are 3 strength. Cum se mă 3 strength, mă? Cum să... Bă, nu înțeleg. Mă depășește. Sau să jucăm cu celălalt Ciurel. Nu, că nu e. Nu e ce trebuie. Cam asta ar fi. Nu știu, mai mult de atât. Murgu, eventual, titular. Că apărarea merge. Hai, înainte. Salut, Nicolas. Bine venit. Ai numai tineret aici. Păi ce să facem, tată? Pe ăștia ne bazăm, pe ăștia o să-i creștem și cu ăștia îi dăm înainte, să facem jucători buni. Portar la 1.70. Ăsta este, altul n-avem, ce să facem? Ineu, locul 6. Rămânem pe locul 3. Da, cu meci mai mult jucat la scorul acesta. Nu prea e bine, trebuie să câștigăm meciul. Șoimi Lipova a câștigat tot până acum. Să fie interesant. Șoimi Lipova contracandidata, așa pare. Endoie la ăștia. Muhamed Endoie. Spătaru capătă. Ce de străine au ăștia pe aici. Taub, hai Taub, hai Taub, tată. Bag-o Taub. Bă, n-a dat-o rău. Uite că e vreo echipă din Câmpina în joc. Caută și tu primele 6 ligi din România și vezi dacă este vreo echipă din Câmpina și dacă este, este și în joc. Mura, gol mă, pe rebound, bravo Andrei Mura, bravo tată, bravo, aplauze la golul. E tot ceea ce contează, să câștigăm, să facem puncte, nu contează ce fel de goluri dăm. Important e să facem puncte, a ieșit portarul prost, Mura profită foarte, foarte bine. Taub, Avrămescu, hai cu o centrare bună. Mura din nou, tot cu capul. Bravo, bravo, bravo băieți. În deplasare pare că jucăm mai bine. Ne place. Urcăm pe locul 2 la scorul ăsta, dar cu meci mai mult jucat. Dar poate se încurcă dracu și aia pe acolo. Vine Murgu. Hai că recuperează Mura, foarte bine intra Mura. Ah, bine, dă Erceanu ăla. Dă Erceanu al meu, derupe norii. Pauză 2-0, bun, în deplasare. Avem și posesie, dominăm, e tot ce trebuie. Adul pe elefant înapoi să se certe cu Pițurcă. Nu putem, din păcate. Eu l-aș fi adus pe Marian Iancu cu cea mai mare plăcere. Dar ce să face, dacă nu se poate. Bocșani aproape să fie suspendat, dar putem să mai băgăm. Avem 2-0, nu, ăștia nu par foarte periculoși. Taub va fi suspendat în meciul viitor. Intră și Curescu, care va fi viitorul, domne. Mamă, David Popa 6.2, Pașcalău va reveni din accidentare. Și va intra și domnul Victor Prună. Va lua oare iar roșu? Să sperăm că nu. S-a rupt însă... S-a rupt cel mai bun jucător al nostru. Îmi vine să plâng. Și jucăm acolo așa și cu un om în minus că nu mai avem schimbări. Fătă-ți gura, mă, tii.
Cum să ni se rupă cel mai bun jucător chat? Dar de ce? Dar cu ce am greșit? Și întările ceva, ceva spectaculos aici. S-ar cheamă Zdreanțan. Zdreanțan. 2-0, mă. Bravo, tat. Aplauze pentru băieți. Aplauze, băieții mei. Locul 2. Să vedem. 5 săptămâni. Casiadi. Groinstrain. La coiuț. Bravo, Mura. Ai jucat bine. Accidentare, suspendare. Hai că avem o echipă pentru meciul viitor. De ție mai mare dragul. Taub suspendat, foarte frumos. Mulțumit de Casadi. Da, bun, dar s-a rupt. Casiadi ăsta, unguru. Nu era român, mă? Soma, îl cheamă Soma. Aia contează. De la Nishimura la Mura. Păi atâta se poate, na. Sunt curios și intake-ul o să avem. Oare o să mai avem un jucător? Că dacă țineți minte la cariera cu FCSM, pe Darius Cristea l-am luat de la Timișoara. Pe 600 de mii. Și a devenit cel mai bun jucător român din era lui. Ama, poate o să fie încă unul pe aici, cine știe. Recomandări de skin-uri pentru fumă, nu joc cu skin-uri. Nu mi-au plăcut niciodată. Mi-e place basic cum e el, așa. Nu știu, așa am obișnuit, așa joc. Îl am doar pe ăla de dat sim la meciuri. De urgență acolo, să am. Da, dar era și Liga 2, și în Liga 2. Păi da, și noi o să ajungem în Liga 2, nu? Nu o să rămânem în Liga 3. Dar găsiți skin-uri, nu știu, uitați-vă și voi la... Sunt videouri pe YouTube care vă recomandă cele mai bune skin-uri, mă gândesc. Și puteți să vă uitați acolo. Mamă, îmi recomandă un italian, avem noi bani de italian, fiți atenți că știi cât... A, stai că nici e și pe bani oricum, adică am înțeles. Recomandări de italieni. Noi nu ne permitem români spurcați și vreți să... Uite, pe Marius Constantin. Proștu Sain, star player, da? Bă, nu cere mult, să luăm pe Marius Constantin, chat. 10 luni. Nu cere mulți bani. Uite, chiar îi dăm mai puțin. Să ne luăm pe Marius Constantin acolo, să avem... Hai că putem să-i sugerăm așa, uite că acceptă. Păi ăștia bătrânii cred că putem să-i luăm mai ieftin. Bogdan Șandru, ăsta e fundașul central, nu? De-a jucat la Chindia? Da. Uite-mă că mai știu și eu. Era bun Șandru ăsta. Tiberiu Serediuc, 31 de ani. Alexandru Muscă, Balint, între 4 și 11, finishing, nu prea mă încântă. Alexandru Muscă, ăsta pare mai ok de atacant. Unțel, Hațiegan. Cătălin Barbu. Harry Maguire de România. Ce aveți, mă, cu Marius Constantin? Sunteți hater voi, vă zic eu ce aveți. Sunteți voi hateri. Bura Coț, bă, de asta am auzit. De Bura Coț. Star player, câți bani vrea? N-avem atâta, pare rău. Hai că avem aici cu Crișul Chișineu Criș. Mă doare sufletul când pronunț. Sunt așa un gol interior. Ce, mă, nu merge YouTube-ul? Da, surpriză. Dă-i restart la TV, ce mai probabil, ca să meargă. Ah. Știu, a turbat YouTube-ul. Și m-am zis, pe aia meci în cupă. Mamă, să luăm pe Marius Constantin, chat. Are heading bun și jumping reach bun. 38 de ani pentru zeul Marius Constantin. Ia uitați-vă la el. După ce... Bă, îl avem pe... Cum dracu-l chema, mă? Îl avem pe Foale, asistent, care arată ultimul alcoolist. De ce să nu îl avem și pe ăsta care arată a ultimul... Nu știu, și că a fumat 70 de pachete de țigări înainte să facă poza asta. Luăm. Bun, 4 stele, ia vedeți. Salut, domnul Marius Constantin, bine ați venit la noi, la echipă.
veți juca alături de Aurel Vlaicu să-l învăț. De fapt, fiți atenți că, mamă, fiți atenți ce facem, chat. Facem un de-ala de mentorat. Fiți atenți, că de-aia l-am adus. Zeul Vlaicu își ia zborul. Așa se va numi grupul acesta. Pentru că o să avem pe Marius Constantin, pe Cristian Bocșan, care și el are experiență cu Aurel Vlaicu. Ăsta este grupul de mentorat, să-l învețe pe Vlaicu cum să-și ia zborul în lumea fotbalului. Fiți atenți ce o să crească Vlaicu, câte o să învețe de la Marius Constantin. Arată bine, adică arată foarte, chiar dacă n-are viteză, arată foarte bine Marius Constantin. Nu-l pune mă pe Constantin că-l învață să fumeze. Mai fiți mă hateri. Că avem nevoie de un om ca Marius Constantin acolo. Și așa mai putem să mai odihnim și noi jucătorii. Fără tau meciul ăsta, dar l-avem pe Iordan acolo. Deci, Micloș, Murariu cât mai are până revine? 2 săptămâni. Micloș, Haloș, Micloș, Haloș, Marius Constantin, Aurel Vlaicu, Iordan Radev, Ovidiu Covaciu, Răzvan Murgu, Andrei Mure, Avrămescu care e zeul meu, Erceanu ăsta, nu știu, vom juca cu prună mai bine, și David Pupa. Pupa. Hai cu Pupa acolo. Poate de data asta joacă și el ceva, ca lumea. Poate joacă fotbal. Nu mă zic. Ar fi frumos să joace fotbal. Crișul Chișineu Criș. Mi-aș pula în el nume. Un Varga mai trebuia sau Fiulop. Numai unguri, tată. Ungurii vor domina fotbalul aici. Da-s bune, dracu, ce să faci? Coare, am citit Tiberiu Calorifer. Ce dracu, mă. Mersi de subscribe, Manuel. Bine ai venit. Eu nu pot să iau un... No offense, dar dacă sunteți din generația mea, Emanuel... pentru cei din vremea mea, pentru cei mai bătrâni, ziceți voi că nu este așa. Nu vă gândiți la un nume de om. Vă gândiți la... Știți la ce mă refer? Nu m-am înțeles deloc? Nu m-am înțeles deloc? Ce s-a... s-a blocat ăsta pe aici. Ziceam că nu pot să iau în serios numele de Emanuel, pentru că ăștia din generația mea se gândesc la cu totul altceva când zic de Emanuel, când pronunță Emanuel. Ăștia mai bătrâni știți de ce. E... Na. Nu Manuel, nu de acolo. Aolo, sunteți tineri tot să-mi bat pula. Să mă bate tata. Nimic, bă, sunteți prea tineri, bă. Sunteți mult prea tineri, chat. Sunteți mult prea tineri. Care dracu era ciurelul ăla bun, mă? Ăsta era? Cu ciurel, mă, merge. Manuel, da? Ce, bă, nu cu Manuela, nu de-astea. Bine, are legătură într-un fel, da. Dar pentru cei care sunteți prea tineri, era un serial, era actually, pe Național TV, parc, după 12 noaptea, care se numea chiar Emanuel. Era filmat, nu știu, undeva prin anii 80, 70, 80. Și era dăla, era serial dăla. Și se numea Emanuel. Și avea mai multe variații. N-a sunat bine vorbind despre... Înțelegeți voi. Hai să vedem. Avem aici cu Crișu.
Hai tot cu capul, Avrămescu, mă, mâncă, ești pula lui! Nu ne poate bate nimeni. Nu ne poate bate nimeni cu Avrămescu acolo, prea zeu. Prea zeu, tată, prea zeu. Dat-o haloș, Avrămescu din prima, bă! Din prima, ce zeu este Avrămescu, ce zeu. Ce zeu. Crișul pe ultimul loc, sunt slabi ăștia. Primul șut, primul gol, așa ne place, să fie frumos. Ala se uita Băsescu ca să adoarmă. Haide, hai Popa, ia uite-l pe Popa, Popa. Cam în bandă, știi, Lewandowski! Mura cu șutul, bine bă băiatule. Bravo, mai mă că-i batem pe ăsta, norocim. O să fie greu barajul, pentru noi nimic nu este imposibil, putem. Mamă, dar Șoimi Lipova, bă băiatule, băi, mai oprește cineva pe ăștia. Doamne. La ăștia îmi poartă Petruț. N-a poftim. Barajul poate o să fie greu, bă, dar noi putem. Noi putem. Haloș, bravo, domnul Haloș. Murgu. Covaciu. Ia uite pe Avrămescu. Hai, cu Avrămescu ăsta nu ne poate bate nimeni. Ia uite ce pasă de. Uite, bă, cât e creier omul. E prea bun. Hai, Mura. Bine? Popa, mă! Bine! Bine, mă! Încă una. Încă una. Fuck. Ce frumos. S-a jucat bine faza asta. Centrarea bună. Popa ia fața frumos cu capul acolo. Bravo. A chiar Marius Constantin 6.7. Sub Aurel Vlaicu. Alo, Avrămescule, hai tat, recuperează, nu poate. Joacă Poli cum juca PSG cu tine, hai gata. Ia uite Cristea, ratează Cristea. Slab, 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 slab. Ia uite aici, Rus, păzea. Cap, bine mă, tot Avrămescu a scos-o. Era și el pe acolo, nu știu dacă el a scos-o. Ciurel, hai Ciurel. Hai Ciurel, hai Ciurel, fugi. Ciurel, Ciurel. Asta, frumoasă fază, da. Au avut și ăștia un șut. A fost ocazia lor, totuși. Play for set pieces. Nu. Nu. Nu jucăm pentru set pieces cu Crișul, totuși. Hai, domnul Covaciu, bravo. Mura. Auzi-l pe Marius Constantin. Atât alergă Marius Constantin pe meci. Ăla a fost sprintul vieții lui. Ciurel, din păcate... Ta, Chirov. Hai mă, recuperează mă, tată mă. Nu vorba, nu vorba. Aici Marius Constantin. Ia uite, iar sprint turbat. A putut două într-un meci, incredibil. Mura, bă, ce joacă Mura ăsta, bă. Și Mura, foarte bun. Aplauze. Foarte bun și Mura. Se bucură singur însă. Hai că e bine. 4-0 la pauză. Facem gol averaj. I-am nenorocit. Acum putem să mai odihnim jucătorii, eventual. Mura pe Mura îl mai lăsăm. O să-l scoate. Nu, pe Ciurel... Sau? Hai să-l băgăm pe Pașcalău o repriză. Sperăm că nu se rupe din nou, ar fi cam trist. Pe Aurel Vlaicu o să-l odihnim, că a jucat toate meciurile, o să intre Bocșan. O să intre și Curescu. Fratele nostru, Curescu. Atâta schimbăm. Mura îți astupă gura. Hai de înainte. Hai Mura, hai cu hat-trick-ul, tată. Ne dorim și noi primul hat-trick din această carieră. Vă rog frumos, acest save. Gologan. A dat gol Gologan. Tare. Am început foarte bine, repriza secundă. Da, e domnul Covaciu. Cap. Un reminder friendly să dați pac like, mă, dați mă like. Mă. Hai Mura, hat-trick, hat-trick, tată. Mamă, ce gol a dat Mura, ce zeu e Mura. Fiți atenți ce golul dă Mura. Bă, da, a dat-o superb aici, pac din prima de pe loc. Ce șut. Golul sezonului s-a dat Mura, hat-trick. Gata, a jucat suficient. Gata. Asta mă așteaptă de a hat-trick și acum îl scoate. M-a intrat Tudoran. Putem să jucăm pentru set pieces eventual, că avem 5-1, am dat manita, ne-am făcut treaba.
Covaciu, Ciurel, Bocșan încearcă și el. Ești fundaș central, Vere, ce să-ți fac? Mai mult de atâta n-am ce să-ți fac. Las, stai acolo. Stai în apărare. Nu mai dat-o la poartă, că ești dobitoc. 5 la 1, hai 6 la 1. A prins-o Petruț. Prins-o al dracului Petruț. Salut, Kik, salut, chat, cum merge cariera nouă și ce echipă ai ales? Timișoara. Timișoara și merge. Se putea mai bine, dar meciul ăsta îi distrugem pe ăștia cu Crișul. Ne descurcăm bine. Și-a luat Petrus 5 în acest meci. Ia Cristea. Ia, mai luăm un gol. Mamă, ce-a trecut ăsta. Bine, Micloș. Portarul nostru de 1,70 m. Ciurel nu mai poate. Intră Erceanu. Să nu cânta muzică populară? Erceanu. Erceanu. Hai să vedem, well done, lads. Bravo, băieții, s-a mai câștigat un meci, încă 3 puncte. Bravo, tată. 11 puncte, Șoimi Lipova pe primul loc. Se descurcă foarte bine cei de la Șoimi Lipova. Nu mă așteptam să fie contracandidații. Eu zisem de bine de ea, de la Bihor. Bihorul nu se descurcă prea ok momentan, nu? Mamă, Bihor pe 10. Cam rău. Și vine și meci de cupă, Cupa României Second Round, cu Viitorul Onești. Viitorul. Jucăm cu Viitorul. Ce au ăștia pe aici? Padovei, Popovici, Bortoș, Alexandru Pura, Neculai, Toader, Șincu, Marcu, Luca. Marcu, Luca, ce dracu' astea, Biblie aici? Să dăm șansa cuiva. Dar bine, și ăștia sunt tot din Liga a 3-a. Sunt de nivelul nostru. Să vedem. Ce bine a intrat Grătaru. Să fie de bine. Alexandru Muscă. Bă, ăsta pare bun așa la dribbling, la finishing, la first touch. Pare decent aici. Și bate și bine penaltiuri. Pare că stă bine și la composure pe aici. 7-13 pentru Liga 3. Ok, dar nu prea e agresiv. Dar e agil. 1,84 m. Cât salariu cer, mă, Vere, tu? N-avem atâta. N-avem atât. E mod Liga 3, nu e un database. Ai link-ul pe Discord. Uite, dacă n-aveți Discord-ul și n-ați dat subscribe la canalul secundar, vedeți că astăzi filmez primul episod din noua noastră aventură în Minecraft. Să fac un hardcore save în Minecraft. Mulțumesc pentru efectele sonore, apreciez. Nu plânge parchetul ăla. 300 de like-uri, să rămână mult. Avem 300 de like-uri, mă. Mulțumesc mult, chat, de 300 de like-uri bazate. Dați like. Mulțumesc. Josele, de la Hetafe. Recomandă jucători de la Hetafe. Ne permitem noi, tată, jucători de la Hetafe. Quick pe Minecraft, am trebuit să văd și pe asta. Da, s-a mai întâmplat. De prin 2014 se tot întâmplă. Minecraft a fost un joc constant în contentul meu. Mamă, câți au cartonaj galben, cât sunt pasibil de suspendare. Vai... Dar Mura ăsta are un sezon fantastic și Avrămescu la fel. Mura câți ani are? 23 de ani, încă e tinerel. Încă poate să crească bine. Bun. Salut, Bogdan. Da, avem jucători, însă foarte obosiți. Dar o să... Bine, fiind în cupă, putem să mai improvizăm. Erceanu joacă titular. Ba chiar, mă, Iosif Rotariu. Am zis că o să-l mai jucăm și pe el, săracu. Dar nu în locul lui Covaciu, în locul lui Murgu. Așa vom juca. Cu Radev aici, cred. Taub revine. One yellow card away from suspension. Asta o să fie suspendat o sezonul, tată. Dar avem nevoie. Aurel Vlaicu cu Marius Constantin. Pe Aurel Vlaicu am putea să-l odinim în meciul ăsta, să-l băgăm pe Bocșan. Și să-l jucăm pe fratele nostru Curescu titular. Da, mă, vreau Curescu titular. Și în atac, Pașcalău. Că tot revine după accentare, poate juca 75 de minute, are 6.32 medie până acum, dar poate face ceva măcar în cupă, ar fi bine. Hai să vedem. Iosif Rotariu mai joacă la 60 de ani, e altul, o fi Fisu.
Dar nu cred că e fis. Dar nu e că era junior dacă era. Nu e junior. Doar coincidență. Poate taxul lui Iosif Rotariu ăsta mic a fost fan Iosif Rotariu ăla mare. Mai știi? Și din moment ce-i chema Rotariu, ai zis, hei, știu pe cineva care ne poartă același nume de familie. Hai să... Oh, Mura? A... Rotariu, Covaciu, Mura offside, e offside aici, e offside. Da, s-a ridicat fanionul. Mura înscrisese din nou, dar este offside. L-am văzut și eu, aici n-am ce să comentez. Ce părere de CSM Alexandria? De ce mă întreb de parcă urmăresc CSM Alexandria și ar trebui să am o părere despre CSM Alexandria? Eu știam că există. Asta e părerea mea. Dacă nu ziceai tu, nu știam că există. Haide, Luca. Pierzi. Luca și Marcu combine. E joc cu Biblie acolo. Uite și pe Maxim. Joacă la ăștia, trădătorule Maxim, care ești. Popovici, păzea. Mă, eu nu vreau să... Știu că o să sune foarte am politically corect, dar pe partea dreaptă avem Popovici cu Cureanu. Sau cum... Nu, Curescu. Avem Curescu și Popovici pe aceeași parte în duel în această seară. Prună, înscrie Victor Prună. Bravo, tată. Evităm acest subiect. Și continuăm. Cu Prună care marchează. Micloș a dat pasă de gol? Nu. Bă, e pasă de gol a portarului, nu? Ca să... Nu cred că a lovit mingea... Sau... Da, e pasă de gol a portarului. Bravo, mă, Micloș. 1-0. Bate Moneștiu, îi nenorocim. Onești, pula Sobelești. Hai, tată. Constantin Erceanu. Dacă știi tu asta, ce? Cam politică incorrect, două la cea de pe fund. Sunt doar glume, nu ne cancelați, vă rog frumos. Nu ne cancelați, sunt doar niște glume prostești. Dar Curescu este printre cei mai buni. Ceea ce este foarte bine. Curescu îl ține în marcaj pe Popovici, da. Aia am zis și eu, aia era gluma. Hai, Covaciu, dă-i. Popovici. Popovici. Pasă. Pura. Pura. Bară. Bună. No! Oh, pe rebound. Bun, e bine, bine. Îi blocăm, e bine. Avem și noroc aici. Ce are, mă, dacă îl cheamă Curescu? E un nume de familie. Ce, l-a ales el? A, e. Mamă, Marius Constantin. Ce mai e penalti? Cum adică penalti? Ișva. E Ișvan Covaci, arbitru. Ne punem pauză un moment. Pentru că este Ișvan Covaci, arbitru. Și de fiecare dată când o să-l vedem pe Ișvan Covaci aici, trebuie spurcat. Dar nu o să fie spurcat de mine, că n-am atâtea cuvinte în vocabular. Și o să-l spurce altcineva. Fă luați așa familia în p*** de p*** ordinară și de slob***. Da, dracu care ești. Can. Fă vagabonda, dracu. Ce morții mătii vrei? Fă că-ți iau mâinile și ține-mi fig în p***dă. Și o iau pe măta în mea ca să-ți dea limbi și de pe tactul să-l sugi. Fă f***ți morții mătii dacă te mai prind odată. Că suni sau formezi sau îmi deranjezi familia dacă nu te umplu de p***. Fă toți prieteni. Așa. Asta se face mereu când vedem pe Ișvan Covaș la centru. Adaptați voi. O, apără, mă, Micloș, mă. Uite, mă, ce apără ăsta. A dat și pasă de gol, apără și penalti. Ce zăie portarul nostru. 1,70 m. Nu, era Ana Maria Prodan. Nu era Zăvoranu. Tot pe acolo. Adică e tot cam același stil de comportament. Numai că una are bani și alta n-are. Sau, mă rog, a avut una din... A, nu mai are. Am tot auzit că face Oana Zăvoranu live-uri pe TikTok acum chat și e mereu acolo. Donați, 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 donați. Săraca, la propriu.
Așa să fac și eu chat. Donați, chat, donați, donați chat, 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 chat. Donați, donați. Bine, mă, Pașcalău, îmi scrie la revenire. Prodanca mai are, Prodanca are, tată. Dar Oana Zăvoranu nu prea mai are. Din ce se observă în ultima vreme. 2-0. Mura, sper că nu o să fie suspendat, dar mai contează acum. Bă, Prună, văd că a jucat bine, a dat și golul. O să schimbăm, o să scoatem pe Marius Constantin, că totuși are o vârstă, o să intre Aurel cel Vlaicu. Cei care n-au sharpness vor rămâne, dar ceilalți care au sharpness vor ieși. O să intre Murgu, o să intre Ciurel aici, left back. Mamă, jucăm cu frații Ciurel, mă, fiți atenți. Ciurel, left back, Ciurel, left winger. Pe partea stângă, echipa Ciurel, frații Ciurel vor fi... Poate de-aia, mă, unul joacă left back și unul joacă winger pe stânga. Să joace mereu, să fie acolo, să ajungă mari, să joace amândoi, unul lângă altul. Ce frumos, ce poveste. Da, îmi lacrimă. E cea mai frumoasă. Să saluți fetele. Zici că le salut. Și Puca le salut, așa. Bine. Bortoș. Ia uite-l pe Bortoș, ce trece Bortoș. E gol. Ne-a dat golul Cristian Românescu. Din rebound. Trebuie să avem grijă. Like, share, subscribe pentru o zi minunată. Aia zic. Like, share, subscribe pentru o viață mai bună. Bă, trebuie să avem grijă că ăștia pot fi periculoși totuși. Și am mai făcut și niște schimbări pe aici. Ar trebui un semeghin spaima sticlelor de vin. Poate o să... Cum ar fi să avem totuși? La intei cu de tineri. Hai, Pașcalău. Bravo, mă, Pașcalău. Hai, Murgule. Hai, mă, să vă dăm 3-1, să stăm liniștiți pe final. La 3-1 nu mai întorc ăștia. Hai, Prună, bună pasă. Pașcalău, bară. Bravo, tată. Pașcalău, știm că o să fie rezervă, înseamnă. Am avut doar 3 șuturi pe poartă din 14. Nici ăștia nu stau mai bine, totuși. Nu mai poate Mura. Intră Tudoran. Aoleo, nu vreau prelungiri. Nu știu dacă rezistă echipa mea la prelungiri. Ratează, e bine, avem noroc. Hai, mă, să mergem mai departe, vreau să ajungem în grupe, în cupă. Ce ciudat sună, doamne, ce ciudat sună. Bine, Prună, hai, Prună, hai, mă. Spate, Murgu. Murgule, pasă, mă. Bine, mă, Ciurel, înscrie Ciurel, David Ciurel, bravo, aplauze. 3-1, a închis meciul, perfect. Doamne Dumnezeule, bravo, mă, s-a putut. Bun. Batem Oneștiul la ea acasă chiar și mergem mai departe în cupă. Bun. Să vedem cu cine picăm mai departe. Cred că mai avem câteva runde până la grupă, nu? Rotariu își face debutul. Enache. Minerul Lupeni, boss Robert Enache. Așa. Îl urmăresc pe Curescu. Bă! Robert Enache de la Minerul Lupeni vrea să-l fure pe Curescu. Te o dracu, bă. Mamă, Mura a suspendat pentru meciul următor. Cu cine avem? Nu știm. E pauză, cred. Cred că este pauză. Aici, în septembrie. Avem cu Peciu nou. E pe locul 6. Păi Bihor Oradea, care e pe 10. Se află într-o stare prea bună. Două meciuri mai până la grupe din câte... Okay. Să vedem cu cine picăm. Da, se mai joacă acum Cupa României. Unbeatable Politehnica Timișoara. Set new record. Suntem prea buni. Prea așa. Perioada care trebuie să simulăm. Vreau să mă auziți foarte robot. Am ce să fac. Să vezi că nu e
Apoi este de la profesorul meu, care este în pioneze. Așa. Procesorul ăsta suferă. Bă, dar chiar bă, chat, mi-am curățat și-o PC-ul, bă. De praf. Doamne, ce era în PC-ul meu. Eram negru pe mâini la ce am scos de acolo. Că se încălzea foarte tare procesorul. Și acum e mai ok. Nu, e procesorul slab, oricum. Adică. Și plus că am încărcat mai multe ligi aici, să avem mai multă diversitate pe viitor. Și de-aia merge un pic mai greu. Dinamo! Dinamo elimină pe Faru? Ia uite bă, tată, în extra time. Bravo mă, Dinamo! Și Seps elimină pe Lotus, băile Felix. O, se trage cupa, hai să vedem cu cine picăm, chat, ia. Picăm cu Sepsi, gata, asta a fost și cupa. A fost frumos cât a fost, dar o să ne dea Sepsi cu terenul în cap. Asta este, picăm. A, avem ești chiar acum cu Sepsi. Futu-mă, doamne, gura. Cam gata și cupa, nu? Aia zic și eu. Dinamo care i-a bătut pe Farul IRL săptămâna trecută, păi da? Jocul ăsta este foarte realist. Ne-a plăcut în cupă, a fost frumos, am avut un meci interesant în cupă, ne dă Sepsi acum, ne zvântă. Asta este. Ce să facem? N-avem ce să facem. 7-0 pentru Sepsi. Nu cred că ne dau 7-0. Eu zic că putem face o figură frumoasă, chat. Eu zic că putem să facem chiar o figură foarte frumoasă cu Sepsi. Da, nu-l avem pe Mura. Asta e rău. N-avem cel mai bun jucător, practic. Asta, într-adevăr, este foarte rău, dar revine cel mai bun portar, nu? Deși Micloș are o notă mai bună, dar... Murariu ăsta, ci că ar fi mai bun, nu? Haloș, vom juca cu experiența aici, nu o să-l băgăm pe Aurel Vlaicu. Sau, de fapt, Aurel Vlaicu are note mai bune decât ăștia doi. De fapt, nu are mai bune decât Marius Constantin. Vom juca cu experiența, totuși, în acest meci. Cu Carol Taub. Nu-l mai avem nici pe... Cum dracu-l cheamă? Pe Casiadi, în 12 zile revine. Ce, cât de rău. Toată încrederea în Ciureli. Ripensia pierde cu Phoenix Buziaș. Șoim Ilipova nu și-au jucat încă meciul. Să vedem când îl joacă. De ce dracu cu meci mai puțin totuși? Fode. Ce dracu să le fac eu la ăștia, tată, că n-am banii să trec strada. Am recomandat jucători străini. Da. Acobito, ce ai de Ciureli? Ia uite Ciurelu. Uite Ciurelu. S-a rupt. Hernie. Hai de capul meu. Doamne ferește. Sunteți mai rău ca mine, chat, și voi. Ne-ar trebui, bă, totuși un winger mai bun, cred. Dar nu mai avem buget. Suntem pe minus rău de tot. Bă, ăsta n-arată deloc rău. N-are-l viziune de acolo defensiv. Nu este rău deloc. Alex Raicea ăsta. Poate nu cere salariu mare, dar cere sigur peste 1000. 2200, doamne. N-avem bani. One Ciurel to go. Da, vine Daniel Șandru, scouter. Ciao. Distracție plăcută. Ca du-te și... Deadline day. Avem noi bani de deadline day, de nu mai putem. Ce bani avem? Nu știu, să vină Nea Gigi să ne cumpere un jucător, să ne dea și noi niște bani, să ne facă o donație. Sau să vină Arabi la Timișoara. Ce tare ar fi? N-ar fi tare să vină Arabi la Timișoara? Să facă un takeover de la Bazat, să ne bage aici vreo 30 de milioane. N-am prins niciodată un takeover de la. Niciodată n-am prins. Să vină un patron cu foarte mulți bani. Asta e. N-am avut norocul ăsta niciodată. Poate o să avem acum, mai știi? Ce bine ar fi.
Am mai avut takeover-uri de-astea bune în care să primesc, dar niciodată să primesc, gen, foarte mulți bani. Bine, asta în comparație cu nivelul clubului. Pe un key for sepsi. Dacă ziceți voi, mai bun decât tolotul meu la un loc, băiatul ăsta, cred. Sepsi. Salut, CP, ce ai folosit pentru activarea Liga 3-a. Găsești pe serverul meu de Discord la tabul de Football Manager. Acolo, la pinned messages, ai tot ce trebuie pentru Football Manager. Pentru toți cei care vreți să jucați. Pentru toți cei care vreți să jucați, aveți pe Discord. Dau pin la tot ce pune lumea util. Dacă aveți și voi chestii utile, puteți să le puneți acolo și îmi dați tag să le dau pin. Alex Villa, da, sigur avem noi bani de Alex Villa. Și portar avem. Ciurel s-a rupt, Mura e suspendat. Fără cel mai bun jucător, fără cei mai buni doi jucători în meciul cu Sepsi, o să fie interesant. Dar avem apărarea bună măcar, avem o apărare cinstită. Murariu poate juca. Să jucăm pe Micloș, să avem continuitate totuși. Parcă l-a jucat pe Micloș. N-a fost rău Micloș. Rotariu o să joace Murgu. Ăsta. Hai cu Covaciu ăsta, că e mai ok. Aici la winger stăm foarte, foarte rău. Foarte, foarte rău. Dar ce putem face? Bine, putem să modificăm, să punem pe Prună în bandă și Avrămescu aici. La capitolul atacanți și aici stăm rău, dar avem pe David Popa, care e mai ok. Meci cu Sepsi. Cât de greu poate să fie un meci cu Sepsi, chat? Cât de greu totuși poate să fie o echipă de primă ligă, noi fiind în Liga a treia, nu? Hai să vedem. Vom face surpriza. Hai, băieții mei. Hai, tate, că se poate. Nu se motivează nici dracu, firea și al dracului să fiu. Hai că s-au motivat câțiva. Da. Popa e emoționat. Am înțeles. Irrelevant ping. Contează cu cine picăm. Important e să câștigăm. Ia, vedeți că au ăștia primul atac. Minutul 6. Gheorghe. O, oh, Micloș! Bă, ce se aruncă ăsta micu, bă? E incredibil, bă. 1,70 m, mă. Portarul ăsta. Micloș, zeu. Mi-a plăcut mult până acum. A dat și pasă de gol, a apărat și penalti. Nu contează înălțimea, mă. Damașcan, bară, bun. Hai că e bine. Bine, Bocșan. Dar n-a știu ce să fac cu mingea acolo. Nota 7 deja pentru Micloș în poartă. Cam zeuț portarul nostru. N-am să mănânc căcat. Cam zeuț. Alimi, Păzeac, au tot ăștia corner, bine, Constantin, Marius Constantin, mă. Joacă cu trabucul în gură, bine, mă, recuperăm. Hai, Avrămescu, hai, Avrămescu, 16 ani și un vis, tată. E tot a noastră, mă, Taub, hai, Prună, hai, Prună, în spate, că n-ai unde, bravo. Frumos, jucăm cu calm. Jucăm cu calm, băieții mei, jucăm cu calm. Îi luăm tare oricum pe fraierii ăștia. Cine-i Sepsi? Ce-au jucat ei în Europa? Ei, recu-i batem. Combinăm frumos, avem posesie, legăm, legăm pase, legăm pase, bravo, Tudoran, cam offside la Popa, dar Popa gol, mă, este în offside, se ridică fanionul, nu-i așa? Of, furați, 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 furați. Suferință. Oție, bă, băieți, Timișoara furată. Bocșan. Bine, Constantin. Bun. Murgu. Pasă. Mamă, ce bine jucăm. Ce bine legăm pasele. Bravo, mă. Jucați cu calm. La omul care e liber. Nu pasați la adversar. Bine, Murgu. Hai, Murgule. Murgu. Murgule, nu pierde acolo. Se vede că e tânăr și neexperimentat Murgu ăsta. Dar ce să facem, domn? Asta este păștea avem. Bine, mă, Marius Constantin. Dar tot la ei rămâne mingea. Gheorghe. Hai, nu, Damașcan e gol. Și mamă, ce șut frumos a dat. Salut, Darius. Urât, bă. Dar mai avem șansa noastră. Nu-i nimic. Șansa noastră încă este în picioare. Haloș, am avut un gol anulat până acum. Covaciu, bravo. Avrămescu, în spate. E ok, Tau, bravo. Prună.
Nu, bă, nu așa, mă, tată, mă, că nu poți să treci de el în dribbling, ești dobitoc, joacă-o simplu. Hai, mă, că se poate. Loran, Bocșan, bine. Bă, da, bă, da, chiar pasăm binișor, adică e chiar ok. Pentru Liga a treia. Bine, Avramescu, 16 ani, mă! Nu! Nu, moldovan, bă, băiatule, ce ocazie, bă! Ce ocazie! Dinu Bogdan Moldovan, al dracului. Ta. Pauză. Dar arătăm că putem, chat. Bă, joacă bine echipa. Chiar dacă am luat gol de la distanță, totuși, așa. A făcut diferența calitatea jucătorului acolo. Hai, băi, că putem. Putem. Înveți jocul jucându-l, altfel n-ai cum să înveți repede așa. Sau te uiți la tutoriale pe YouTube. Covaciu, corner, bă, hai, mă. Tudoran, hai, Covaciule. Prună, prună, gol, mă, Victor Prună, mă. 1-1, mă, 1-1, mă, fraierilor, mă, bine, mă. Prună marchează cu un super șut. Bravo, tată. Bravo, tată, bravo. Covaciul vede acolo pe Prună, care dă din prima un super șut la colțul scurt. Bravo, mă! Să-i dracu, sepsi. Îi luăm tare, mă. Marius Constantin cam șubred. O să intre Aurel Vlaicu, omul nostru de viitor. Toată echipa joacă destul de bine, adică... A, popa ăsta în atac cam rău, dar va intra Pașcalău. Tiki-taka Barcelona, Darius, mersi foarte mult. Mersi mult, un euro, să rămână. Haida. Hai da, că se poate. Hai că se poate, băieții mei. Măcar în prelungiri să-i ducem pe fraieri. Taub, tot noi atacăm, suntem prea buni. Prună. Bine? Saru Pașcalău, nu. Haloș, ridică-te, Pașcalău. Cearcă șut ăsta, Saru Pașcalău. Abia l-am băgat în teren, fițar prostul al dracu să-ți fie. Și eu pe cine dracu să bag în atac, că nu mai am pe cine, efectiv. N-am pe cine să mai bag în atac. Vom juca fără atacant, chat, fiți atenți cum facem. Retragem poziția asta. O retragem la centru. Vom juca mai defensiv. Asta este, efectiv n-avem ce să facem altceva. Și va intra Rotariu acolo. Și vom juca cu Avramescu Shadow Striker. Așa vom juca. Nu mai jucăm cu atacant, că nu mai avem. S-a rupt prostul. Da, dar l-am scos. Sunteți idioți? La creierii capului că l-am scos? Știam că... Nu mai zic nimic. Putem să ne punem pe balansat un pic. Dacă trece... Nu penalti, bă! Bă! Sclav! Futu-ți arbitrajul, mătii! Apără, mă! Hai, mă, Micloș, mă! Am mai apărat. Nu se poate, bă, așa ceva, bă! Hoți! Hoți cu penaltiuri! Cu penaltiuri, bă! Cu penaltiuri! Ultimii sunteți, ultimii. Cine mă arbitru în meciul ăsta, mă? Colțescu, nu? Ei mei să s*** pe tine, băga mea și familia mătii și nația mătii. Hai, tată, că se poate.
chiar și așa, fără atacant, că nu mai avem. Poate recuperăm chat. Eu încă sper. Calacu. Pasează ăștia rău de tot aici. Matei. E pulă să măi, Matei. Cosmin Matei. Asta a fost, bă, băieți. Asta a fost, din păcate. Noi ne-am luptat, bă, și chiar a jucat bine echipa. Chiar am jucat bine. Bă, chiar au jucat băieții bine. Am fost underdogi cu echipă de primă ligă, totuși. Eu zic că ne-am prezentat foarte bine. Dar suntem furați. Pașcalău iar s-a rupt. Ăsta e injury prone până în măduva oaselor ăsta. Da, este destul. Și este și selfish. Asta este. Eliminați din cupă, dar ne putem concentra pe campionat acum, ceea ce nu este neapărat rău. Avem aici cu Bihor Oradea. Bine, bine, bine. Suntem pe locul 3, dar acum ești mai puțin jucat decât Buziaș. Bihor Oradea pe 10. N-ar trebui să fie greu. Chiar nu ar trebui să fie greu, sincer. Acum, niciodată nu poți să știi. Onțel, Cristian Onțel. Ar fi bun ăsta de winger la noi, dar... Nu ne permitem, suntem săraci. N-avem buget de salarii. Salut, Genesis, bine ai venit. Marius Constantin bate bine penaltiuri. 11, bă! Bravo, Marius Constantin. O, revine Casiadi însă. Bun, dacă l-aveam și pe Casiadi și pe Mura în meciul cu ăștia de la Sepsi, ce bine era. S-a rupt și Raul Haiduc. Toată lumea se rupe. Foarte frumos. N-avem, bă, din păcate. N-avem bani, bă, să aducem noi câțiva jucători buni. Dar vine ofertă pentru Curescu de împrumut. Nu dăm nimic împrumut. Nu împrumutăm. Și așa n-avem lot. Ce să mai împrumut? Este un portar cu potențial și Urdeș. La fel și el tot portar. Na. Stare curios însă ce o să vină de la Intake-ul de jucători tineri. Acolo să prună se... Bă, dar vă mai rupe mulți. Fire așa, dracu cu echipa asta. Aici avem problemă mare cu... Cosmin! Ce Chișinău crici, mă? Nu știu ce este acea echipă. Dar am jucat cu Crișul Chișinău Criș, dacă te referi la asta. Cu ce vă cu Pecica, care? Peciu nou? Nu știu despre care vorbești. Nu cunosc ligile astea inferioare din România. Intake-ul la poli e bun. Da, știu. Ăștia au intake-uri bune. Probabil va reveni Murariu. Meciul acesta o să fac așa și după aia așez eu cum vreau. Nu știam că faci carieră cu Liverpool la câte accidentări. Dar măcar nu sunt alea foarte grave. Măcar atât. Bihor Oradea. Oradea. Bihor. Îi batem, chat? Eu zic că îi batem. Eu zic că îi nenorocim. Îi batem. Așa ar trebui. Pașcalău Dembele. S-a rupt Urdeș. 7 săptămâni și a rupt un dești. L-a băgat unde nu trebuia. Jucăm cu Lengel, da. Jucăm cu echipa lui Lengel, care a devenit acționar majoritar la Bihor. Da. Nu știu ce mi-am recomandat să-i bat pe ăștia, dar... Nu știu, recomandă și secundul ăla e dus cu pluta rău. Iosif Rotariu ar trebui pe bancă. În poartă, într-adevăr, revine Murariu, Haloș. Vom juca însă în acest meci cu fratele nostru Aurel cel Vlaicu. Taub. Casiadi revine, ceea ce e foarte bine. Și vom juca cu... Covaciu aici, care are meciuri bune. Mura revine, ceea ce e foarte, foarte bine.
Avrămescu titular, cu Prună în partea stângă și în atac David Popa. Asta e echipa. Mai trebuie un under 21. Murgu e bun acolo. Murgu destul de bun. Regula asta cu under 21. Măcar nu e under 18. Liga a doua parcă nu e under 18. Trebuie să ai unul under 18. Ceea ce este și mai groaznic, dar... Dar e bine că avem intake bun aici. Să sperăm că o să avem un intake bun și că în Liga a doua putem să... Putem să luăm de acolo pe cineva. Dar e o provocare, nu că e groaznic, tat. E o provocare. Provocările sunt bune ele. Casiadi, păzea. Haloș, bun. Bocșan, frumos. Murgu, bine. Hai, Avrămescule, bun. Prună, mă! Victor Prună, din ce în ce mai bun, mă! Aplauze pentru Victor Prună. Din ce în ce mai bun decarul nostru. Este și decar. Bravo, tată. 1-0, primul șut. Ne place. Ăștia joacă top 4-2-3-1. De Jurj l-am auzit, dacă e acel Jurj. 25 de ani. El o fi, dracu știe. L-am mai văzut așa pe aici. Tot din fumă, mai mult ca sigur, că din altă parte nu cred că am de unde. Hai, Mura. Bun, Bocșan. Murgu. O, ce pasă bună. Prună cu dubla, bă, băiatule, bă. Bravo, bă, băiatule, bă. Bă, da, uitați-vă pasa lui Murgu aici. Cât de bună a fost pasa lui Murgu. Ce frumos. Bun, s-a dus. Arbitrul a stat acolo. Parcă ne-a ajutat un pic și arbitru. Lewandowski visează să fie prună. Da, exact. Exact. Ai jucători străini la echipă? Îl avem pe Casiadi, care este ungur. Altul nu cred că avem, nu? Ba da, mai avem un bulgar, parcă left back. Avem câțiva străini, da, nu mulți. Ne bazăm pe români, mă, românii. Cu românii facem treabă. Și am luat atunci numai din fotbal 40 de milioane. Ai văzut Dumnezeu cum face? Cosmin Mutu donate 2,01 euro vi super chat. Cum de cu Chișinău, Cris? Ce ai făcut cu Pecica? Ce ai făcut cu Pecica? O, Murariu, mamă, ce bine a intervenit. Bravo, mă. Bă, dar ăștia au doi Jurj? Acum am văzut că sunt doi Jurj. Bine, Murariu, boxează bine. Kindlea. Bine, tat. Hai, mă, că ne descurcăm. E Călin Jurj și Sergiu Jurj. Ah, ok. Aha, am înțeles. Unui right back și unui atacant. Uite aici. Right back și atacant. Bă, 2-0 la pauză cu Bihoru. Este foarte, foarte bine. Bravo. Bravo, 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 băieți. Jucăm fotbal. Ceea ce este... Bine, I guess, nu? De unde ce jucăm fotbal. Nu, asta trebuie să facem, să jucăm fotbal. Avrămescu, păzea. Aolo, dar nu la adversar, mă, Avrămescule, mă. Dar din nou meci bun făcut de Avrămescu. 6.5 la 16 ani. Rupe, tată. Aolo, trebuie să-l scop pe Bocșan. Pauză un pic. Marius Constantin. Haloș are și galben. Cred că va fi suspendat, așa că îl lăsăm mai bine. Și Popa ăsta în atac slab. Intră Raul Haiduc. Hai, Murgule. Urcane, dacă piși cu Gloria Bistița la Baras, sper să pierzi. Mi-a dat gol Jurj. Yay! Ce tare! Bă, 1-2 nu mai este atât de interesant. Dar hai să vedem. Poate mai dăm și noi un gol? Cum stăm în campionat? Locul 3, dar un meci mai puțin jucat decât Phoenix. Și la 4 puncte de Șoimi Lipova, care sunt pe primul loc, surprinzător. Au ăștia corner, scoate Marius Constantin, scoate Haiduc și a noastră, mă, Mura. Hai, Mura, hai, Mura, ești omul nostru, ești omul sezonului până acum. Haloș, hai, Mura, pierde Mura. N-a avut meci bun deloc, Mura. Slab. Primul meci slab al lui Mura... A, recuperăm Prună. Prună e omul meciului acum. Hai,
Zeuț, e omul momentului, Prună. Încă una, mă. S-a calicit. Cam urât, domnule Prună. Cam urât. Nu se face așa ceva. Nu, nu. Hai să schimbăm și noi câte ceva pe aici, că mi-obosesc jucătorii. A intrat Hajduk, deci avem Andăru. Să intre Covaciu. Casiadi ăsta, o să intre Rotariu. Mai bine așa. Și Prună obosit, intră Erceanu. Iar băgăm copiii, să sperăm că o să fie ok. Trebuie să ne focusăm un pic. Sau, hai să vedem faza asta. Hai, tau, bine. Covaciu, Erceanu. Erceanu! Hai, Taub. Dar ce dracu se întâmplă cu atacanții în Football Manager 24, mă? Că nici aici n-avem unul constant care să fie și el, să dea și el gol des gen. Nu în fiecare meci, dar măcar să... Nu mai există atacanți buni în jocul ăsta, mă, pur și simplu. Bine. Nu e bine. Scoate Jurș, Covaciu. Hai, mă, tată. Erceanu, dă-i mă tu. Nu știe, mă, că e tânăr, mă, și e slab, mă, și nu știe, mă, nu vrea, mă, să știe. Nu vrea să știe să joace. Aolo, stai ca ăștia atac. Pe final, așa. Rareș liber. Dar ratează. Hai că avem noroc. Avem noroc, avem noroc, avem noroc. E bine. Aproape de final. Băiatule, băiatule. Hai, ea noastră, Mura. Hai, tată. Fă ceva în meciul ăsta. N-ai jucat nimic până acum. Haloș, Mura. Bună pasă. Bun, Hajduk cu golul. Bravo, tată. Aplauz. Anulat, normal. Dar măcar mai tragem de timp, nu? Și câștigăm și meciul ăsta. Încă 3 puncte. Bravo, băieți. Hajduk dă gol din offside. Foarte frumos. Ce să facem? S-a rupt însă Bocșan, 2-3 zile, 6 meciuri fără să pierdem, încă ne învinși în campionat. Haloș suspendat. Minunat. Minunat, minunat. Am ajuns aproape în luna noiembrie. E bine, mă, tată. Am avut un start așa rapid de sezon, că nu prea ai ce să faci la echipa asta fără niciun ban. Am adus câțiva jucători, mai mult împrumutați. Ce să facem, tată? Când n-ai bani, ești sărac, nu? Ce să faci? Mario Balica. Injured, 3-4 luni. Coai, dar se rup ăștia aici, este ceva desperiat, pur și simplu. Se rup jucătorii, grupa mare. Dar stăm bine la capitolul doctori. Stăm chiar foarte bine. La fizioterapii suntem cei mai buni din toată liga. Și aproape cei mai buni la sports science aici. Dar stăm bine, la capitolul staff ne descurcăm bine. La capitolul bani nu ne descurcăm bine. Deși uite că suntem pe plus aici, mai vin niște bani de pe aici pe acolo. Nu este rău deloc. Sorin Ghejul. Cine ăștia? Peciu nou, semiprofesioniști, ar trebui bătuți. Nu? Pe ce loc e Peciu nou? Peciu nou pe locul 5. Nu sunt departe de noi, adică cu o victorie aici poate să ne pună probleme. Dar când avem meciul cu Șoimi Lipova? După meciul ăsta, ok. Deci avem după aia Șoimi Lipova, după aia vin meciuri grele. Și importante, trebuie să... Dacă nici Peciu nou nu bați... Da, chat. Gata însă pentru astăzi, acest început de carieră minunat. Să ne auzim cu bine mâine seară la ora 7:30, 8, ca de obicei. Ne vedem aici. Semnul scamării program în chat dacă vreți să vezi programul. Nu uitați de Discord și canalul secundar. Să rămână mult că a stat alături de mine pe acest stream. Să aveți o duminică senzațională, la fel ca voi. Streamul rămâne pentru toată lumea, în caz că l-ați ratat, puteți să îl vedeți dacă ați intrat prea târziu. La revedere!